Jetzt windem gogosz. Teraz wracam. No ceskunde mnimik. Mutem menażam. Winimik. Zutku łatwe. Co serwim? Werdem facę. Bun găsit, oameni buni, la Milionarii de la miezul nopții. Am început această săptămână, începem această emisiune invitând în studio televiziunii naționale Antena 1 doi oameni care, zic eu, în acest moment n-au nici înclin, nici mânecă cu ceea ce s-a numit în aceste zile criza politică din România. Ei sunt președintele Partidului Liberal, domnul Nicolae Cerveni, și prim-vicepreședintele Partidului Socialist al Muncii, domnul Adrian Păunescu. Dacă e să ne gândim bine, domnul Cerveni și PNL-CD la vremea respectivă au intrat în Parlament în cadrul Convenției Democratice din România, iar, după cum știți, Partidul Socialist al Muncii n-a reușit să intre în Parlamentul României. Și m-am gândit că nu este lipsit de interes să vedem care sunt opiniile a doi lideri politici care sunt, așa cum spuneam, în afara jocului politic, în afara crizei politice de astăzi, în afara jocului politic, putem spune. De asemenea, puteți foarte bine observa că în studio în acest moment sunt un liberal, domnul Cerveni, și un socialist, domnul Adrian Păunescu. Mai glumă, mai serios, domnul Cerveni spunea înainte de a începe emisiunea și înainte de a veni domnul Păunescu că partea mai proastă e că domnul Păunescu nu e socialist. Deci trebuie să demonstrați în seara asta, în primul rând, domnule Păunescu, așa că nu, că sunteți socialist. Domnule Cerveni, spuneți-mi, nu vă enervează socialistul Adrian Păunescu? Deloc. De ce nu vă Să știți că un om care face politică nu este enervat de doctrinele politice. Mai ales că este vorba de doctrine politice care nu se diferă de altele. Liberalismul și socialismul sunt două din marile doctrine politice care au făcut epocă și care sunt cele mai importante și ca structură și ca rămânere în timp, zăbovire în timp. Și socialismul și liberalismul la ora actuală poate fi propus ca soluție politică în orice țară din lume, fără teama de a deveni ridicol și caragios. Deci nu vă enervează socialistul Adrian Păunescu? Și cum spuneam mai devreme, nu știu cât e de socialist domnul Păunescu. Eu cred că... Dar ce este, după părerea dumneavoastră? Cred că are o gândire liberală. Degeaba se ascunde dânsul cu în formula asta socialistă. Cred că este o rămășiță a unor vremuri pe care le-am petrecut împreună. Eu m-am desprins mai din vreme, dânsul se desprinde mai greu, dar eu nu-l consider pe domnul... Eu nu vreau să supere domnul Păunescu, dar nu-l consider socialist pe domnul Păunescu. Mai ales dacă știu câte ceva. Tatăl dânsului a fost liberal. Da. Și a fost învățător și făcea parte din categoria liberală de care noi ducem lipsă astăzi. Să știe că Partidul Liberal a fost susținut în mare parte de micii proprietari, de intelectuali, de intelectuali superiori și de cei, mai ales de cei din mediul rural. Se pare că domnul Păunescu a trădat, cum să zic, simpatiile politice sau mai mult decât atât ale tatălui. Sunteți socialist și de ce sunteți socialist, domnule Păunescu? Că nu v-am auzit vreodată explicând. E un fenomen foarte curios. De când eram mic și tata tot avea tot felul de probleme, bal arestau, bal dădeau afară din învățământ, eu am fost obligat să-mi tot iau măsuri de precauție și să aduc dovezi. Ca să intru în rândul pionerilor, a trebuit să aduc dovezi. Ca să fiu utecist, utemist, am întârziat câțiva ani și tot așa a trebuit să aduc dovezi. Alții s-au născut
ce au fost, au fost, nu a interesat pe nimeni. Eu am avut această soartă și văd că nu m-a părăsit de tot, de a produce mereu dovezi. Eu îi amintesc domnului Cervini că dânsul a întemeiat Partidul Socialist Liberal. Asta ajungem și acolo. E adevărat, deci socialist liberal. Și vă spun și de ce. Nu, eu nu vă acuz, din potrivă, mă bucur. Eu nu neg că într-o perioadă destul de lungă, și asta cărțile mele o pot dovedi, m-a pasionat vocația liberală. Bună, spuneți-mi de ce sunteți socialist și ce înseamnă a fi socialist? A fi socialist astăzi înseamnă a păstra un echilibru sau a lupta pentru păstrarea unui echilibru între elite, chiar dacă ele sunt elite reale și cei mulți, din convingerea că dacă nu ne gândim la cei mulți, tot avântul, toate inițiativele, toate încercările de depășire a limitei vor eșua în nepăsarea sau în iritarea celor mulți. Eu cred că e nevoie de o reală competiție a valorilor, de o liberală competiție a valorilor, pe un fond de grijă socială și socialistă pentru cei mulți. Așa cum spuneam, mă rog, într-o formulă oarecum memorabilă, nu cred că urechile măgarului trebuie să crească prin scurtarea picioarelor lui. Cred că e suficientă minte în capetele intelectualilor români de astăzi, pentru că ei să producă fără să ia din snaga, din pâinea celor mulți. Sunt internaționaliști, socialiștii de astăzi? Internaționaliști în sensul că sunt iubitori de nație și că sunt iubitori de colaborare cu celelalte nații. În orice caz, nu suntem internaționaliști în sensul în care sunt țărăniști, care l-au adus pe Fan Elțin în porecla mea, Fan Elțin în... Vreți să intrați numai de vreme în subiect decât... Nu, păi să vă dau un exemplu. Pentru a le spune ce au de făcut și pentru a pune pe... De când până când... Democrații în poziția de umili ascultătorii sfaturilor și indicațiilor lor internaționale. De când până când sunt socialiștii naționaliști? Păi ați fi putut observa că stânga, în general, în estul Europei a devenit națională. A devenit? A devenit de-a lungul vremii. De când, anume? Și de mai multă vreme. De când au fost și au reușit, cu mari sacrificii, încercările de desprindere de Uniunea Sovietică. În acel moment. Deci, din acel moment, stânga a devenit națională. Și până ceea ce erau partidele... Ceea ce erau partidele istorice în perioada... Și până atunci, cum mondiale. Fusese stângă? Până în 64, până când? Nu, până în 64 la declarația respectivă, dar, uite, se împlinesc, s-au împlinit 40 de ani de la ieșirea trupelor sovietice din România și tocmai cu această ocazie a venit Lukoil. Asta ține de economia de piață. Asta e o problemă foarte importantă. Ce erau socialiștii până atunci? Nu, stânga nu era... Era ce sunt țărăniștii acum. Am înțeles. Domnul Cerveni. Domnul, eu l-am ascultat foarte interes, cu interes pe domnul Pronescu. Însă și confuziile care le face îl arată că nu e socialist. Socialismul, fără îndoială, s-a născut nu ca o doctrină internaționalistă, e adevărat. Dar ea a devenit internaționalistă în momentul în care s-a găsit că interesele clasei muncitoare sunt aceleași, indiferent unde ar fi pe mapamond. Proclamându-se ca susținători a intereselor clasei muncitoare, primele partide politice care au făcut-o internațională au fost socialiști. Prima internațională din lume este acea socialistă. Însă, din păcate, domnul Păunescu amestecă perioada bolșevică cu perioada socialistă. Și amintesc domnului Păunescu că un mare socialist pe care nu-l contestă nimeni, care a fost și președintele internațional a doua, Karl Kautsky, vorbind de bolșevism, a spus: bolșevism a învins în Rusia, dar socialismul mondial a suferit cea mai gravă înfrângere. Pentru că ce s-a întâmplat după primul război mondial și mai ales după al doilea război mondial, deci după ce s-a instaurat regimul bolșevic în Rusia și regimurile de democrație populară, extinderea bolșevismului după al doilea război mondial, n-a fost decât o dezertare fundamentală de la socialism. Asta este adevărul. Și care e contradicția cu ceea ce am spus eu? Eu cred același lucru.
Păi da, dar dumneavoastră a spus că s-a născut un național-socialism în România. N-am spus că s-a născut un național-socialism. Sau este socialism... Este nazi sau, în Germania. Sau socialism, socialiștii sunt naționaliști. Da. Nu. Nu. Păi... Nu pot fi, domnul. De ce doctrina, nu pot fi? Doctrina nu pot fi, decât dacă dezertează la principiile socialiste. Național-socialismul, eu vreau să vă spun că cele mai... Dar nu vorbim de național-socialism. Domnul Băunescu, știți ce a făcut socialismul în lume? A creat cele mai monstruoase regimuri posibile. Se reclamă de la socialism și dictatura lui, lui Mussolini, că era socialist, toată lumea știe că era, servea socialismul. Și dictatura lui Hitler și nu ne mai vorbim de dictatura bolșevică, de exemplu, lui Lenin. Deci, cele mai cumplite dictaturi... Păi, dar erau și creștini. Da. Și atunci se reclamă și de la creștinism. Nu. Socialismul poate să aibă contingențe cu creștinismul, socialismul ca doctrină, dar nu excrescențele bolșevice sau de altă natură. Păi despre asta e vorba. Păi. Dar care trebuia să fie reacția unei țări care își apăra interesele, care își apăra valorile, identitatea față de ocupația sovietică? Și țara respectivă nepărăsind ideea socialistă. Un singur moment că atâta timp cât a trăit Ceaușescu noi am practicat un naționalism în România? Da. Sincer vorbind. Da. Poate l-ați practicat dumneavoastră la... Sunt convins că este sincer. Că cât vi s-a permis la cenacul Flacăra, dar până la urmă tot nu vi s-a mai permis. Era un bolșevist... Nimic nu e etern. Era un bolșevist... Nici dumneavoastră nu vi s-a permis să mai mergeți la cenacul Convenției. Asta e... Și tot ați rămas de sine stătător. Bineînțeles, dar dumneavoastră nu v-a schimbat. Eu nu spun că... Dar nici dumneavoastră nu v-a schimbat. Bun. Dar ce, naționalismul critic... Noi vorbim... Naționalismul critic există. A existat, s-a impus în Europa, mai ales imediat după al doilea război mondial, după primul război mondial, a creat statele naționale, așa cum se știe, cum... dar el s-a transformat mai târziu, din păcate, din ceva pozitiv în ceva destructiv. A încăput pe de o parte pe mâna unei drepte care se reclama tot de la socialiști, asta e curios. Este exact. Așa? Și pe urmă pe mâna unei stânci care se reclama tot de la socialiști. Bun, hai să vorbim pe cazul concret al României. A existat până înainte, până în 89, naționalism în România? N-a existat în afară de bolșevism, în opinia mea, nimic. Ceea ce manifestările naționaliste consemnate în perioada lui Ceaușescu, în care domnul Păunescu și-a adus o contribuție extraordinară, și asta e partea pozitivă, total pozitivă a activității domnului Păunescu, nu aveau nimic de a face cu bolșevismul, care era doctrina care se impunea. Bolșevismul să se depăși, domnul Cervini. Bolșevismul și acum trăiește, domnul. A, bun, trăiește noi și menșevismul. Noi trăim în bolșevism acum, domnul. Avem mentalitate bolșevică, domnul. Noi suntem tributari unei idei, unor idei bolșevici. E foarte posibil să-ți vă pot demonstra. Posibil. Sigur. Asta, noi deja, trăim în bolșevism. Asta deja e o problemă care mă interesează și pe mine, că... La capitolul mentalitate cred că e cel mai interesant. Bun, care sunt bolșevicii de azi, domnule Cervenic? A zis că trăim în bolșevism și astăzi. La ora actuală, majoritatea oamenilor care conduc această țară au reminiscențe bolșevice. Mm. Le-a avut Iliescu din plin. Da. Iliescu a putut să conducă această țară crezând că poate încropește ceva care rămâne bolșevism în esență, dar în formă e un fel de perestroică, așa, un fel de mai știu aia ce. Nu mai e bolșevism. Da. Perestroica nu mai e bolșevism. Eu vorbesc de bolșevism în esență. Să știți că Gorbașov n-a fost mai puțin bolșevic. El a avut misiunea să încerce să salveze de la distrugere bolșevismul de sorginte leninistă. Și atunci și Ceaușescu a fost bolșevic și Ceaușescu a fost bolșevic. Și Gorbașov? Și Gorbașov a fost bolșevic. Mi-e mai greu să înțeleg cum ar fi trecut. Domnul, uitați ce se întâmplă. Schimbarea de la bolșevism la altă formă de orânduire socială, la altă formă de gândire politică să trece abrupt. Nu se poate, aici nu merge, ca Pavel. Pavel n-a trecut educat fiind de el a trecut de la asupritor al creștinismului la susținător al. Asta e problema. Eu am vorbit cu domnul Iliescu, nu vreau să întind, și am spus dumneata, dacă vrei să mai joci un rol politic în țara asta, să te schimbi precum Pavel. Să te faci menșevic, nu bolșevic. Nu, să te schimbi!
să te schimbi, să-ți iei altă haină. Socialistă, dacă vine adevărată. Că ce se face la noi, domnul, nu e socialism ăsta, nu. Astea-s găselnițe ca să conducă pe o mentalitate bolșevică. Păi de unde știți dumneavoastră că nu e socialist? Că noi n-am aplicat. Partidul nostru n-a fost încă... Eu am spus a, în genere. Păi dar nici nu zice nimeni că e socialism acum. Am spus ce se face acum. Sau ce se face puterea? Acum ce face puterea, nu știu. O să vorbim și de asta. Da. Dar nu mă pronunț deocamdată. În orice caz, bolșevicii sunt cu noi. Continuăm. Domnul Cerveniș, și credeți eu, că... Eu vă spune un om, domn Ponescu, eu am fost când pe dumneavoastră nu vă primeam UTC. Da. Eu eram UTC, fusesem adică, nu mai eram. Fusesem UTC. Dumneavoastră nu mă primeați în UTC. Nu, eu nu mai contam atunci. Nu mai contam pentru că fusesem prea devreme. Adică în 45 UTC-ist, în 49 arestat. Deci cam puțin pentru a putea să joc vreun rol în privința asta a primirilor. Dar eu am o educație marxistă. Eu mi-am făcut o educație marxistă. Pe care, nu, eu nu mă dau pe un marxist de ăsta făcut la școala de partid. Eu am făcut din dorința de a învăța, de a-mi însuși. Și mi-am dat seama ce contradicție fundamentală conține acest socialism pe care l-a pus în valoare toate dictaturile secolului 20. Da, dar nici liberalismul nu e lipsit de contradicții. Arătați-mi o dictatură de genul celei inspirată din socialism. Una singură. Polarizarea societății prin aplicarea ideii liberale unde nu trebuie. Ideile liberale nu pot genera dictatură. Să spun și de ce. Pentru că dar nu dictatura e singurul rău, domnul Cerveniș. Anarhia nu e un rău? Este, da. Păi știți care este unul din principiile fundamentale liberalismului, domnul Păunescu? Ordinea. Ordinea se numără printre cele 5 principii fundamentale. Dar în același timp, acționând împotriva autorității statului. Dar cine a spus lucrul ăsta? Păi asta este... Cine? Este... Care liberal a preconizat vreodată să te ridici împotriva statului? Nu să te ridici împotriva statului, dar să iei din prerogative. Ce să iei din prerogative? Pe statul... Păi vă dau un exemplu acum. Numai așa poți să nu lași ca statul să devină dictator. Să știți că apetența pentru putere provine de la cei care dețin puterea în stat. Dictatorii vin, da? Sunt periculoși. Și cei bogați care își fac din stat o pârghie pentru a deveni mai bogați. Cei bogați în general au nevoie de libertate ca să-și prezerve proprietatea, să-și prezerve cultura, să-și prezerve beneficiile pe care le dă proprietatea, să-și prezerve beneficiile care le oferă instituțiile democratice și au nevoie liberale. De un stat slab care să-i lase să facă tot ce vor. Să facă numai ordinea aia de care am vorbit. Atât. Nu, că dacă face mai mult, se duce la dictatură. Nu fiecare om poate înțelege nuanțele pe care le putem face noi, dar fiecare va înțelege că niciuna dintre societățile de pagă nu e perfectă. Nu mai, poți să înțeleagă ce spun eu acum, pentru că 45 de ani la noi nu s-a făcut politică. E corect. Ce să mai dacă noi învățam în școală și dumneavoastră și toată lumea doctrinile politice, așa cum trebuie. Dacă e așa cum spuneți aici... Să știți, socialistul din mine vă distruge. Ia să vedem. Dacă e așa cum spuneți noastră, de ce în plină guvernare liberală s-a ajuns la criza de la sfârșitul decenului 4 din România? Și a venit dictatura regală? Da. Și în fond, imediat. Ați adus bolșevicii. Tocmai că... Dumnezeu asta ați adus bolșevicii și Partidul Comunist România a scos în 57. Cine a lovit în structurile statului în perioada interbelică, adică înainte de Carol al II-lea. Carol al II-lea este omul care a restrâns. E ceva rudă cu regele Mihai, nu? Dar ce importanță? Nu mă gândeam. Carol I a fost un rege măreț. Ferdinand. Așa era importanța. Regi care al doilea a făcut în așa fel, mizând pe anumite defecte la anumiți oameni politici și au restrâns libertățile. Și a făcut statul puternic. Și în momentul când a făcut statul, i-a venit pofta de dictatură. Nu, și a făcut dictatura carlistă. Nu. Liberalii n-au avut nicio contribuție, nici țărăniști, nici liberali, la prerogativele pe care și le-a preluat prin abuz Carol al II-lea. Domnul Cerveniș, prin abuz, dar ei unde erau? Pe Carol al II-lea n-a pus prim-ministru liberal. Tătărescu ce era? Era socialist? Sunt de acord. Dar el, în momentul când el și-a apropiat acești oameni politici, a modificat structurile statului. Bun, dar ei unde erau? Unde să fie? Păi,
nu vorbim despre responsabilitatea fiecăruia. Pentru că el își, adică reușise să aroge niște forțe din stat pe care n-ar fi trebuit să le aibă. Domnul avocat. Dictatura. Domnul senator. Domnul Carol al doilea. Contemporanule. Da. Unde erau partidele politice când li s-a luat dreptul de a-și practica politica? În fața forței dreptul cedează. Asta este un principiu fundamental. Nu e bine. Carol al doilea și-a creat un stat de autoritate și a devenit dictatorul acestui stat și a început seria dictaturilor care ne-au dus în situația nenorocită în care suntem astăzi. Deci, nerespectând principiile liberale. Deci, comuniștii n-au adus pe ruși ce au fost inventați de armatele sovietice. Nu i-au adus comuniștii pe ruși. Păi tocmai invers. Știți care este problema? Din păcate, comuniștii nu știu atât de puțin. Așa este. Nici nu contau. Așa dacă venea armata roșie, nu câștigau alegerile niciodată. Așa este. E corect. Dar vedeți, noastră, din acest viol istoric la care clasa politică a consimțit, pentru că i-a dat... Păi unde e puterea ei? A murit, domnule, clasa politică în momentul în care Carol a instituit dictatura carlistă, a început să dispară de încet și a surprins-o nepregătită bolșevici și a distrus-o. În cei 45 de ani, clasa politică românească a fost distrusă total. Dar n-au trecut 45, în primii ani au făcut ce au făcut. Așa este. Și pe fiii lor a terminat, că au lăsat niște urme și pe chiar a terminat, nu-n pușcării și nu i-au omorât, dar n-au mai putut să mai manifeste. E corect, așa este. Așa este. Și au început activitatea lor și au început carierele cerându-și scuze, aducând, cum eram eu pus în situația să o fac, mereu dovezi că sunt loial, că sunt corect, că nu fac... Anumite greșeli ale unor fruntași politici nu se poate critica o doctrină. Dar atunci de ce doctrina socialistă o criticați tot pe anumite greșeli? Nu e adevărat. Eu spun, socialismul a generat, nu socialismul în sine. Oamenii au folosit ideile socialiste pornind de la criteriile astea de bunăstare populară și au făcut dictaturile. Domnul Pucervin, dar astea sunt criterii reale, domnule. Nu știți că Ion Gheduca, în discursul lui din 22, nu știu câte, el a spus că singurii oameni cu care liberalii se pot înțelege, pentru că există o apropiere în gândire și doctrină, o apropiere, sunt socialiști. Generoși, n-au intrat la liberali. Socialiști. Deci nu există cum să spun, doctrinile astea nu sunt incompatibile. Pot lucra împreună. Mai mult decât atât, liberalii, prin sistemul de protecție socială pe care l-au, în orice caz de la socialiști, se apropie prin grija pe care o are față de mase, iată că se apropie. Vă dați seama ce amenințare se simte în unele cabinete. Știu. Acum, când dumneavoastră aduceți în discuție o posibilă apropiere între liberali și socialiști? Dar este social. Domnul Păunescu, o parte a socialismului care s-a numit bolșevism, așa cum spunea Kautsky, care a distrus socialismul. Este exact. A distrus tot. Așa este. A distrus tot. Doctrinele au rămas. Doctrinarii socialiști cu doctrinarii liberali n-au a se bate. Să fie clar. Mai problematică este colaborarea cu socialdemocrații. Nu, cred că eu când am spus socialiști... Ați înțeles și socialdemocrații. Da, partea mai roz. Nu, eu am împins, tocmai pentru apropierile astea. Socialdemocrații sunt aproape unii din ea față de raportul de proprietate, aproape devenit liberali. Față de atitudinea față de proprietate. Dar când am auzit că niște socialdemocrați azi, în loc să se încordeze și să dea jos prin forța democrației, actualul guvern, care a făcut atâta rău și face în continuare, își oferă colaborarea pentru ca să supraviețuiască respectivul guvern. Politice am crezut că nu e normal, nu e real, nu e pe lumea asta. Politice nu sunt totdeauna în mâna oamenilor potriviți. Asta e nenorocit. Cum privesc socialiștii dreptul de la proprietate? Socialiștii privesc dreptul la proprietate ca pe un drept sacrosanct, dar nu consideră că totul trebuie să fie proprietate privată. Nu totul? Nu totul într-o comunitate trebuie să fie proprietate privată. Care este diferența între socialdemocrați și socialiști? Din punct de vedere al proprietății. Da. Între socialdemocrați, a zis întrebarea, nu liberali. N-are importanță. Socialdemocrați și socialiști. Nu, da. Între socialdemocrați nu există niciuna, nu. Există. Nu există. Astea sunt, știți, se spune, nuanțe, exact. Nuanțe neesențiale. Între liberali și socialiști, diferența consistă în aceea că față de proprietate.
În timp ce liberalii sunt pentru proprietatea individuală, consideră că individul este în centrul societății, socialiștii, în general, la modul general, consideră că proprietatea trebuie îngrădită în proprietatea care generează exploatare și așa mai departe, așa, trebuie îngrădită, să respectă proprietatea privată sub o anumită formă, dar nu trebuie să răzat în mâna indivizilor anumite pârghii fundamentale. Asta e singura diferență. Așa e. Așa e. Ca de obicei, domnul Cerveni a spus exact ceea ce ne deosebește. Așa e. Spuneți-mi, domnul Cerveni, de ce l-a început să a numit partidul pe care l-ați întemeiat Partidul Socialist Liberal? Dom'le, eu am avut, o spun așa, mâine o să ia mai presa în răspăr, precis-o mai ia, dar o spun pentru că știu că asta a fost adevărul. Nu mi-a fost o idee genială ce am vrut eu atunci. Dar n-a înțeles-o nimeni. Ca toate ideile. Păi n-a înțeles-o nimeni, domnule. Nouă ne trebuia filozofie liberală, instituții liberale, dar porneam de la o economie socialistă pe care trebuia să o rezolvăm. Da. Și era nevoie de metode socialiste pentru a rezolva problema socialistă. Știu cum o găseam dacă aveam la putere. Pe concepția, pe filozofia liberală și pe instituțiile liberale. Asta era toată problema. Cine să o înțeleagă? Am scris articole în presă degeaba și mi-am dat seama că am greșit. Eu mi-e place să recunosc greșele și am renunțat la acest lucru. Pentru că nimeni nu înțelegea. Un avocat, un reputat avocat, ce măi, Nicule, zice, ce e, bă, socialist liberal? Și parcă mai spune zăpadă friptă. Și da, e un oximoron, în aparență. Eu, când și am spus, măi, în Anglia există Partidul Socialist Liberal, că după fuziunea cu aripa de stânga, laburistă, mai de dreapta, cu liberali, a fost Partidul Socialist Liberal. În Italia a fost Partidul Liberal Socialist în 1904. Deci, nu era Cerveni care găsise această formulă. Și eu am renunțat. Dar am renunțat dându-mi seama că formula propusă de mine este de neînțeles pentru societatea românească. Și am renunțat. Și am rămas la conceptul și filozofia liberală. Acum un an, când mă gândeam să ies din politica în care eram implicat și totuși nu mă puteam desprinde de, mă rog, de ceea ce gândisem și trăisem și sperasem, mă gândeam să fac, îi spuneam domnului Cerveni, să fac eu Partidul Socialist Liberal. Da, mi s-a spus. Însă mi-am dat seama așa. Nu e târziu. Nu e târziu, dar mai încerc. Domnul Bănescu, întâmpinați aceleași neînțelegeri. Vă spun, societatea românească, eu nu sunt Gheorghe Dracu, iertați-mă, critic societatea românească după un piedestal așa undeva. Nu, ci din ea, da, din interiorul. Din interiorul ei. Din păcate, noi nu suntem la ora actuală, nu suntem pregătiți să avem o clarificare a intereselor noastre, a idealurilor noastre și a ceea ce vrem noi, de fapt, să facem. De-aia asistăm la această guvernare și la guvernarea Iliescu și la guvernarea asta, pentru că nu, se pare că nu știm ce vrem să facem. Bun, hai să intrăm în, cum să zic, în actualitate și aș vrea să-mi spuneți pentru început dumneavoastră, domnule Cerveni, ce face Partidul Liberal? Nimic! Păi nimic nu face! Nu se vede cât un țăran, ia cât un medicament pe care îi recomandă doctorul de la spițărie și ia ce... Și lua și eu niște năsturei de ăștia. Și lua vreo 2-3 ce... Dar nu mă cunosc cu nimic. Așa și eu. Doctrina liberală nu se cunoaște în România. La ora actuală, Partidul Liberal din Convenția Democratică nu face politică liberală. Dar dumneavoastră mai sunteți în Convenția Democratică? M-a dat afară, a avut grijă să mă dea afară la timp. Cine v-a dat afară? Domnul Constantinescu. Când v-a dat afară? Păi, m-am trezit că nu mă mai cheamă la ședințe și la un moment dat mi s-a spus că a vorbit cu Diaconescu, ce să fac, domnule Cerveni? Ce să fac? Domnul Constantinescu toată ziua am dat telefon ca să vă dau afară din convenție. Ce să fac? Când mi-a spus așa, dar ce mai era de făcut? Ce îl împiedică așa de mult? Asta... Stați puțin. Deci în acest moment Partidul Liberal pe care îl conduceți nu face mai parte este din Convenția Democratică, da. Însă e reprezentat în Parlament. Da. Câți senatori și câți deputați mai sunt? Puțin. Avem un senator și 4 deputați, pentru că a avut grijă prietenii noștri care se consideră mai mari decât noi să ne ia vreo 5. Aveam vreo 10 toți. Și vi-au luat, ați rămas decât cu... A rămas cu jumătate. Bun. Și în acest moment, cum vă gândiți să... În perspectiva unor alegeri anticipate sau alegerilor care ar avea... De 5 ani de zile, domnul Tucă, de 5 ani de zile militez pentru unificare liberală. În diverse forme. Așa și am dat și exemple. Am și făcut. Noi suntem primii care am făcut această unificare
PL93 și cu PNLCD au devenit un singur partid prin absorbirea de către PNLCD a PL. La ora actuală suntem în tratative avansate să aducem și celelalte partide la același numitor. Și nu este exclus că dacă totul merge cum trebuie, ca în curând să asistați la o altă, la un alt pas în unificare liberală. Pentru că fără unificare liberală, chiar dacă domnul Păunescu o să zică că eu sunt puțin cam încrezut așa. Fără politică liberală în această țară, fără o guvernare liberală, ca să repună pe poziție România de dezvoltare în legătură cu toate structurile statului, atât structurile juridice cât și structurile economice, nu putem să ieșim de marasmul ăsta. Numai liberalii scot țara din situația în care suntem. Într-un transfer de proprietate, nu așa cum cu vânzatul, cu nu știu ce, cu un transfer de proprietate în mâna celor poporului, la urma urmei și la rând, nu mi-e rușine să spun acest cuvânt, prin transformarea proprietății etatizate, socializate, centralizate în proprietate individuală. Deci și, proprietatea statului să trece în proprietatea cetățenilor. Asta este. Așa a fost. Și cât timp nu vom avea o țară de proprietari, nu putem să facem noi schimbări în țara asta. Bun. Domnul Păunescu, spuneți-mi despre Partidul Socialist al Muncii în acest moment, dacă a încercat alianțe cu celelalte partide care au fost care sunt în opoziție sau ceva asemănător. Întâi de toate că Partidul Socialist al Muncii privește cu consternare eforturile pe care unele partide din opoziție le fac pentru a sprijini un guvern pierzător, un guvern dus deja, un guvern despre care noi am afirmat încă de la începutul carierei sale că nu poate să experimenteze pe seama unei țări tot ceea ce îi trece prin cap. Să spună una și să facă alta, în această emisiune, în câteva rânduri, mi-ați oferit ocazia să vorbesc și vă mulțumesc azi pentru aceasta. Am scris în ziarul Vremea care atunci apărea, am dat în comunicatele noastre de presă opinia noastră și am spus de la început și am repetat în permanență. Niște oameni care n-au făcut practic nimic, ziceam conform unei formule mai vechi a unui scriitor legat de un fost ministru al culturii, arhitect. Dom'le, să ne arate și nouă un closet făcut de el, domnule. Păi cum începe domnul Ciorbea și începe cariera de constructor de realitate cu o țară? Mă mir că nu i s-a dat continentul în locul lui Van Velsen. Cum e posibil așa ceva? Nu se justifică. Poate că dumnealui în 5 ani, dacă ar practica la o întreprindere mică, sau la un iase, sau pe proprietate. Dacă ar practica meseria respectivă, am avea ceva îndreptățire să-i dăm o țară pe mână. Niște oameni care n-au făcut niciodată dovada că sunt gospodari. N-au făcut niciodată dovada că sunt niște caractere. Eu nu zic că nu sunt. Pot să fie. Este posibil să fie caracter. Dar să arate ceea ce au făcut până la momentul numirii. Am spus de atunci, programul lor e o înșelătorie. Am spus de atunci, nu se va face ceea ce zic. Uite că nu s-a făcut. Acum foarte mulți sunt înțelepți, inclusiv unii dintre colaboratorii, dintre aliații celor în cauză, sunt înțelepți, dar n-ar trebui ca atenția populară să meargă într-acolo, ci către aceia care au spus din premize la ce concluzie se va ajunge. Și concluzia este că avem un nivel de trai probabil la a treia parte din ceea ce era în 1989, când nu se mai putea. Avem o politică a prețurilor care este criminală, care este dezastruoasă. Avem niște autorități care, neputând produce, spoliază, jupaie cetățeanul simplu, pe care îl pun la toate dările cu putință pentru că nu merg fabricile, pentru că au distrus tot, pentru că au promis, de exemplu, ne-au promis Zarea Occidentală și aflăm deodată că vând mari întreprinderi, Petrotel, Petromidia, unor ruși. Noi am fost acuzați că suntem cu Moscova, nu? Așa se spune. PSM, Verdeți, uite că nu e așa. Noi am spus că să ne îndreptăm atenția către toate punctele cardinale. Ni s-a replicat în 1996 la alegeri,
Nu, ăștia sunt cu răsăritul, noi suntem cu Occidentul. Și uite cum sunt cu Occidentul. Lukoil semnează mâine, Lukoil care reprezintă industria de această natură a unei țări care ea însă își trece prin enorme enorme convulsii. Dar n-aveți nimic împotriva semnării acestui contract? Nu, n-am nimic împotriva acestui contract, dar aș fi preferat ca respectivul contract să fie semnat cu niște capitaliști autohtoni. Era vorba... Domnul, tu că mă înțelegi ce spunea? Am înțeles. Eu nu sunt șovin. Dar eu vreau ce, să știu... Ce spunea și domnul Cernea? De ce să dăm ceea ce e al nostru altora? De exemplu, unor ruși. Iar dacă politica privatizării, așa cum i-a gândit acum, duce la asemenea anomalii, ca o țară care are mari probleme însă, Rusia, să vine și să ia Petrotelul și să ia Petromidia, eu sunt pur și simplu mirat. Spuneți-mi, dar mai există șansa vreunei colaborări cu celelalte partide care astăzi se află în opoziție? Era vorba la un moment dat de formarea unei partide naționale. Există în acest moment, mai există legături între dumneavoastră PDSR, există. PRM, pe UNR? Există și lungi discuții care, ca toate discuțiile politice, vor fi grăbite, vor fi urgentate probabil de criza care se lărgește și se adâncește. Suntem în niște discuții foarte, foarte apropiate de o finalitate, sperăm bună, cu Partidul Socialist. Avem o colaborare... De ce v-ați mai, s-a mai rupt dacă toți sunteți... În... Da, știi, data trecută m-ați întrebat de ce v-ați spart. E la modă. Și acum vă întreb de ce vă uniți. E la modă. Știi, noi ne-am spart sau... Nu știu, mă rog, așa. Acum vreți să ne puneți în situația de a mai sparge o dată posibilă în asta alianță? Nu, nici nu am nimic. Vedeți nimic. Că aici domnul Constantinescu, ați văzut cum a zis cu presa care face și desface? La televizor, da. Deci, și discută... cu PDSR mai există... Da, președintele partidului nostru, domnul Ferde, s-a întâlnit cu președintele partidului dumnealor, domnul Iliescu, care n-avea gripă de data aceea, cum a avut azi. Îi dorim gramnică în sănătoșire. După aceea ne-am văzut și avem o colaborare bună cu PUNR, Aripa Funar. Avem o colaborare mai veche cu PRM. Ne-am întâlnit cu lideri ai principalelor partide ale stângii și centrului stânga și iată se prefigurează și posibilitatea unor dialoguri cu liberalii, domnului Cervin. Ceea ce pentru noi nu e niciun necaz. Dialoguri putem face oricâte, însă există între noi deosebiri doctrinare ireconciliabile. Care asta nu semnează? Acela? Păi raportul e față de proprietate. De pildă, domnul, l-ați lăsat pe domnul Păunescu și bine ați făcut să spună lucrurile legate de ce se întâmplă acum. Puteți ce se întâmplă? Țara asta, blagoslovită de Dumnezeu, dar năpăstuită de vremuri, a avut ghinionul să fie condusă de Iliescu. Și a fost condusă 7 ani de zile. Eu sunt om politic și nu-mi place să fac... Eu spun de lucrurilor... Uh-huh. A condusă mimând un anumit gen de politică, care s-ar traduce cam așa. Semnaliza dreapta și făcea stânga. Că vrea să facă schimbare, dar nu vrea deloc. Habar nu s-a, nici s-a Partidul gândit. Partidul Socialist al Muncii i-a reproșat tocmai asta, că semnaliza stânga și făcea drept. Nu, eu cred că semnaliza asta făcea, că spunea că se vor transformare, jos bolșevism, să nu mă auzim de bolșevism, dar în realitate conducea politica de așa manieră încât să facă un fel de hinterland. Ce se întâmplă astăzi, domnul? Mai departe. Astăzi? Astăzi, ce fel de guvernare avem dumneavoastră? Spuneți că o guvernare liberală... Domnul Cerveri, dacă era Emil Constantinescu din 92 președinte, vă dădea de atunci fără de convenție. Se poate. Dacă domnul Iliescu a guvernat țara nedorind, neavând voința politică să facă schimbarea, avea oameni mai capabili, pentru că erau oameni pregătiți la școala comunistă. Mai capabili decât... La decât ora ce, decât ce? Decât ăștia de astăzi. Așa. Păi și tot la școală ați formați. Nu, tot la școală, dar n-au fost fruntași. N-au fost fruntași, da. Nu că Ciorbe a fost mare fruntaș. La ora actuală nu se face schimbare din două motive. Primul, că sunt incapabili să facă schimbare. Nu știu, domnule, sunt neputincioși. Eu nu vorbesc de un ministru anume.
că aș face o greșeală. Dumneavoastră ziceți mai devreme că în aceste momente, dacă ar veni o guvernare liberală... Ar face schimbarea. Spart. Ce fel de guvernare avem acum? Asta? Ca orientare Dumnezeu politic. Mai știe. Păi, dar la toate de știți, acum nu știți Dumnezeu, la asta ce? Dumnezeu mai știe pentru că se reclamă de la social-democrați, se reclamă de la social-democrați, de la creștini-democrați și de la niște unguri care sunt de toate. Care sunt de toate în ei acolo. Dar liberalii ați uitat de ei. Liberalii nu contează, domnule. Dumnezeu, liberalii nu au cuvânt de spus. Nu s-a văzut o acțiune liberală în politica românească. După bun, ce orientare politică are guvernul actual? La ora actuală o orientare nedefinită. Vrea schimbare, dar n-au metoda să o facă. N-au, cum să spun eu, n-au direcția pe care trebuie să meargă. La ora actuală, eu am spus în 1996 și asta mi-a chezat și domnul Constantinescu. Facem această guvernare cu Petre Roman, dar facem o guvernare cu spatele la zid. E ceva contra naturii, așa am spus. O știe. Și dânsul a fost de acord, asta e curiozitate. A fost de acord. Deci, eu știam precis că aceasta e toxică, că această guvernare este toxică. Și s-a dovedit a fi toxic. Și credeți că numai din vina lui Roman? Dar nu spun din vina lui Roman. Eu mă referesc să fac, să arăt cu degetul pe cineva. Nu, dar ziceați că e cu spatele la zid din cauza lui Petre Roman. Neconcordanțe. Neconcordanțe între cele două, nu. Racul, Broasca și Coștiuca. Exact, păi eu am spus, Racul, Broasca și Coștiuca. Primul, Racul, Broasca și... Cum să guverneze Racul, Broasca și Coștiuca? Bun. La ora actuală, ceea ce însă domină în guvern, nu domină neapărat răul ăsta provocat de Racul, Broasca și Coștiuca. Nu se găsește unul să era taurul de coarne, domnule. Nu știu să guverneze, domnule. Să fim foarte drept, nu știu să guverneze, că e primul ministru, că sunt guvernanții, că e Constantinescu de la Cotroceni care le dă semnale zilnic și noi nu știm, dar nu știu să guverneze. Domnul Cerveni, dar ce e curios e că tocmai câțiva socialdemocrați au făcut gesturi de ministri stăpâni pe situație. Care cum e Băsescu? Domnul... Ce aveți cu el? Ce, n-a făcut? Eu n-am nimic cu Băsescu, că e chiar bun. Foarte simpatic, domnule. Nu e una de simpatic. Domnule, simpatic. A fost pe picioarele și soare nu se face primăvara, e vorba de lipsă de concepție, bon, de guvernământ, domnule. Cu 22 de buruieni se face. Domnule, încă o dată vă spun, până acum noi trebuia să avem schimbare, că am promis-o în campanie electorală și n-avem. Păi eu ce zic? Tocmai că partidul care a avut cele mai multe voturi în alianța respectivă n-a reușit să impună niciuna dintre obsesiile pozitive. Da, sunt de acord pentru că în ceea ce privește contractul cu România, pe care îl cunosc, l-am votat și l-am susținut și am făcut propagandă împotriva lui, nu s-au realizat. Împotriva sau pentru el? Pentru el. Pentru el. Nu s-a făcut, nu, eu am făcut pentru el. M-am dus cu domnul Constantin și s-a spus victorie, nu? Și lupte. Și am spus că îl susținem. Nu s-a făcut. Da, dar dumneavoastră a rămas doar cu mâna pe sus. La da, victorie. Nu, cred că nici cu mâna pe sus nu mai a rămas. A rămas pe jos. Fan Vălțân. Da. Domnul Cel, dar cum vedeți, apropo de ce a zis domnul Păunescu, cum vedeți trecerea acestei proprietăți în posesia oamenilor? Cum? Eu vreau să vă spun următorul lucru. Un om politic se cunoaște, valoarea unui om politic se cunoaște în acțiune. Nu în teorie. Când îl pui să facă. Cine spune că este altfel, să consulte istoria. Un om în acțiune se poate cunoaște, un om politic. Dacă aș începe eu să fac o teorie acum, al lui Cojocaru, al lui Popescu, al lui Vasiliu, să fac acum o teorie cum s-ar făcea, cum s-ar făcut, cum era bine să se facă trecerea de la proprietatea de stat la proprietatea individuală, aș pierde timp. Eu știu că o făceam până acum, domnul Tucă. Comuniștii au avut nevoie ca să facă naționalizare de o zi, de un decret. Și noi ne chinând de 8 ani de zile să dăm în cealaltă parte. Nu se poate. Ce nu, să faci domnul, în cealaltă parte? Aici dați-mi voie. Trebuie să fiu eu de dreapta aici. Păi domnule, una e naționalizarea care ia tot. Una e că dau cu cana asta de pământ acum. Eu arunc cana jos, se sparge într-o clipă. Și nu găsesc... Dacă să o fac la loc... Bun. Nu, și nu găsim... Domnul Păunescu, nu, cum adică zi, nu se găsesc criterii? Nu găsim criterii ca păi să domnul, putem să... Domnul Cerveni, primul criteriu ar trebui interesul național. Păi și care? Al doilea criteriu... Și interesul național nu e ca să transformăm țara în proprietari, pentru că până acum n-au fost proprietari. Să transformăm ceea ce e de transformat, după părerea mea, în proprietate individuală, păi, să o transformăm... Să le împărâm. Păi stați puțin. Păi da, dar ce interes național e în chestia asta? Că dăm tot ceea ce e al nostru altora. Cui, domnule, dăm? Capitalului străin. Asta este din cauza că nu e o politică liberală. Pentru că politica liberală
Așa a adoptat la începutul secolului actual, și a adoptat o politică prin noi înșine, care nu era liberală. Să știți, prin noi înșine nu cade în doctrina liberală. Prin noi înșine deja e un dirijism. Este un control. Da, e un dirijism. Nu e laissez-faire, laissez-passe. Domnul, dar eu sunt de acord. Lăsăm totul la voi, eu sunt de acord prin noi înșine. Ce reprezenta prin noi înșine în anii 30 aici la noi? Păi era o replică la capitalul străin. Exact. Acum, ce reprezintă la noi prin noi înșine? Încuraja ca capitalul autohton. Adică nu o să deschidem mușile astea fantaze. Veniți, bă, și cumpărați din Rusia și din Germania. Cu ce vreți voi, ce vreți voi, dați $2 și luați-o. Și nu uitați și pe Nenicu. Face... Nu uitați și pe Nenicu care v-a dat. Exact. I-aș încuraja pe capitalismul autohton, că avem și noi posibilități. Păi în asta suntem... L-aș da și eu. L-aș da cu $2. Deci să dau cu $2. Da, dar nu străinului care nu va avea niciodată în atenție interesul nostru național. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule. Asta despre asta. Deci adică naționalizarea a fost făcută cu japca, că a luat tot ce a dat în mâna statului, iar restituirea proprietăților, ca să spun așa, în mâna cetățenilor, se putea face după niște criterii, să găseau... Nu restituirea, privatizarea. Nu, mie îmi place să încep cu a spune a da ce s-a furat înapoi, domnul. Aici e problematic de unde începem numărătoarea. Nu știu, dar cu asta trebuie să începem. Să dăm ce s-a luat. Domnule, statul comunist român, statul bolșevic a fost bazat pe minciună și pe rapt. Pe furt. Și minciuna acum gata, a dispărut. Nu spun eu că a dispărut, dar noi luptăm să dispară. Nu, și noastră luptăm să dispară. Nu dispare, domnule. De ce? Nu, devine proprietate de stat. Că nu eșelez prin optimism. Dar nu chiar, dacă e vorba că aș crede că nu se poate face nimic în lumea asta, m-aș duce undeva și m-aș călugări sau m-aș pleca, m-aș arunca dracului, dar nu se poate. Nu se poate să pierdem răbdarea. În epoca aia socialistă de care vorbiți, și v-am arătat odată când am avut ocazia să vă dăruiesc niște cărți ale mele, că am scris asta atunci, tocmai minciuna o combăteam. Spuneam, voi cei de mâine, măcar nu faceți greșelile noastre, faceți alte greșeli. Dar de ce credeți dumneavoastră că ați început să fiți așa, mai la o parte așa? Nu din cauza aia. O replică în mare importanță. Nu din cauza aia. Păi vedeți? Da, vedeți, am citit cărțile pe care mi le-ați dat. Dumneavoastră acolo, și vă spun cu toată simpatia, aveți niște poezii extraordinare. Stimulați sentimentul, lăudați lucruri fantastice, adică puneți în valoare tot ceea ce este frumos în cetățeanul român. Dar face și altceva acolo, și acolo e grav. Îl lăudați pe Ceaușescu. În cărțile mele? În toate cărțile găsiți elemente prin care... Auziți, domnul Cerveni. Domnul Cerveni, hai să ne dăm întâlnire peste o lună, ca să aveți timp să... Vedeți? Și dacă dumneavoastră găsiți într-o carte a mea... Toată lumea știa cine e Cârmaciu, cine e Stejaru... Nu e, nu știu, aoleu, iarăși o confuzie. Domnul, eu le-am citit cât am putut. Domnul Cataramă. Păi nu mă confundați, domnule, nu dați voie să vă confund și eu. Nu. Păi cum vorbite să spuneți așa? Ce Cârmaci, domnule? Nicio carte a mea nu e Cârmaciu, domnule. Asta e chestia orală din Cenaclu, unde aveam nevoie să explic că nu sunt alt partid. Mă, nu, bă, da, deci așa, nu are legătură. Dar ceea ce era. Ce-a citit cărțile. Nu, lăsați. Am zis că a citit cărțile. Și cărțile. Nu e niciun stejar. Mă rog, nu fi. Dar... E stejarul către frunză. O poezie de dragoste. Domnul, talentul dumneavoastră, că vă place sau nu, a slujit lui Ceaușescu și păcat. Auziți, mi-e pare rău că n-am putut să fac mai bine ceea ce am făcut uneori întreagăt. Să dezvolt în oameni sentimentul apartenenței la o nație, în așa fel încât să nu poată fi terfelită cum e terfelită azi. Asta este altă, domnule, să știți că noi ne găsim de acord. Eu vă spun care este păcatul cărților dumneavoastră foarte frumoase. Domnule, nu mai mă omoresc cu cărțile, că fac pariu public cu dumneavoastră. Domnul Cerveni, facem pariu pe 5 procesele dumneavoastră. Da. Dintre care niciunul în apărarea mea. În ce sens? Pe ce puteți obține prin genul dumneavoastră avocățesc? Nu, să citim cărțile. Că nu e nimic din ce spuneți dumneavoastră. Și dacă vă aduc benzile și cărțile care le-ați făcut. Ce benzi, domne? Aduceți bandele lui Mobutu. Păi, bandele lui Mobutu. Nu, domne, nu i-a zis de cărți. Și cărțile. Nu e, domnule, adevărat. Aveți poezii. Domnul Cerveni. Azi în țară sunt de toate, și mai bune, și mai rele, și mai... Lăsați-o, domnule. Păi n-ați știți cum e? Nu, domnule. Și închisori și libertate, și-a putea și nu se poate. Păi așa. Genii mari și frunzi tembele. Și când citea cineva cartea asta, ce înțelegea? Crea o confuzie în capul lui, nu mai știa nimic, domnule. Domnule, asta când e costat, vă și interzis. Știu? Domnule. Domnule. De la dumneavoastră mă aștept la chestia. Nu. De lipsă de nuanțe totală. Eu vreau să vă spun că dumneavoastră... Nu e adevărat încă. Ați vrut sau n-ați vrut?
Dumneavoastră ați făcut un serviciu unui dictator care nu merita acest lucru. Asta cu meritatul, domnule Cerven, eu am vrut să vă răspund o dată la o emisiune la care ați vorbit fără să fiu de față, că decât în convenția domnului Constantinescu, de unde v-ați dat și dat afară, mai bine membru al unui partid condus de Ceaușescu care a apărat interesul național. Ei, nu știu dacă e chiar așa. Vă spun eu. E adevărat că domnul Constantinescu poate fi plasat pe undeva, nu chiar ca Ceaușescu, e prea mare Ceaușescu pentru Constantinescu, dar... Atunci... Dar nu mare ca poziție, nu, da. Nu vă luați pe... nu vă trebuie, așa? Dar... nu se poate face. Nu se găsesc elemente de comparație. 4 milioane de membri de partid numai pe mine, mă. Tot timpul mă las pe mine de ciuf. Dumneavoastră credeți cumva că eu am ceva cu membrii de partid, domnul Ponoc? Da, dar... Dumneavoastră că facem pariul ăsta cu cărțile? Nu, dar eu Cerven facem. Da. Dumneavoastră credeți că eu Cerven cred că membrii de partid... Da. Deci pariu, dacă aduceți o singură poezie în carte care se referă la stejar, la cutare, la cutare, atunci dacă nu... La lauda lui Ceaușescu. Ce faceți? Da, ce faceți dacă? Păi pe un proces, a spus. 5? Nu, 5. Păi eu știi câte au venit, dar eu vreau mult pentru un proces. Păi tocmai. Păi tocmai, nu se poate. Noi suntem la prea mult. Unul va ajunge. Bine. Unul va ajunge. Bine, deci într-o lună, da? Într-o lună. Bun, pariu a fost... La începutul martie. Da. Mărțișorul meu va fi un pariu de la domnul Cerven. Da, domnul Păunescu. Eu o să fac public rezultatul acestui pariu. Da, da. Cine a câștigat acest pariu pe data de 1 martie. Vă rog, terminați-vă ideea. Eu vreau să vă fac o mărturisire. Eu niciodată n-am făcut această confuzie. În a considera că membrii de partid din această țară, membrii ai Partidului Comunist, sunt comuniști. Domnule, mi-a plăcut foarte mult ce ați scris în ziua despre ortodoxie. Da. Am și notat asta. Așa, o poziție foarte rațională ca și asta cu membrii de partid. Vreau să termin ideea. Aceste 4 milioane, dacă au fost 4 milioane, că nici măcar nu știu, dacă au fost 4 milioane, ăștia nu aveau... Cea mai mare, imensa majoritate aveau niște interese de astea, să-și ducă un copil la școală, să-și înscrie să-și ia o bursă, da, să știți că au fost unii care n-au avut nici măcar avantajele astea în ghilimele și au fost doar simpli. Da, așa, împinși așa de, împinși, dragul, domnul Tucă, împinși așa de val, împinși de atmosferă. Domnul Cerveni, asta, tot ce spuneți dumneavoastră, e valabil în stația în care eu accept că e o vinovăție să fiți membru al Partidului Comunist Român. Ori eu cred că nu e o vinovăție. Nu, cine a spus? Deci nu, dar asta aveți o poziție generoasă și corectă față de cei 4 milioane de membri de partid. Să știți, dar... nimeni a spus, eu nu mi-a... Cornelul Poposu, care a murit și care a fost identificat cu șeful opoziției românești în perioada lui Iliescu, niciodată în discuțiile cu mine n-a spus, n-a culpabilizat oamenii care au fost membri de partid. Niciodată. Nu, păi, tocmai eu vreau să spun exact lucrul care se cuvine spus. Și anume că problema aceasta nici nu mai trebuie pus așa. Pentru că oamenii respectivi au făcut între timp o țară, oamenii respectivi au făcut între timp obiectivele pe care ne străduim noi de 8 ani să le distrugem. Domnul, dar știți ce au făcut oamenii ăștia? Nu ei au făcut regimul comunist? A distrus mentalitatea firească a omului, domnule. Ne-a introdus bolșevismul în suflet. O travă asta nu scapă. Și dragul de literatură și dragul de teatru ni l-a introdus pentru că noi am căutat refugi. Domnul Cerveni, uitați-vă în ce hal e mentalitatea omului de azi care nu mai merge. Eu sunt de acord că literații, din cauza sărăciei și a mizerii morale, oamenii de cultură au creat în timpul lui Ceaușescu cât au putut să creeze. Dar nu se poate spune că Ceaușescu, în timpul lui Ceaușescu a fost o înflorire a culturii și a educației în pasare. Să fim așa. A fost o extraordinară perioadă culturală. Mizerie, dictatură. Dictatura aduce și mizerie, nu, dictatura aduce și sărăcie, dar aduce și replica în spirit. Să știți că în spirit nu prea se găsește replica bolșevică în România, nu se găsește. Vai de capul. Nu se găsește. Toate cărțile mari ale lui Marin Preda, ale lui Petru Dumitriu, ale lui Eugen Bargu, ale lui Labiș, ale lui Nichita, ale lui Sorescu. Dar știți că Marin Preda nu este când nu cultivă comunismul în cărțile lui. Păi tocmai asta spun, că e replica lui. Da. Dumneavoastră știți, de exemplu, că eu am fost cu Preda la Ceaușescu. Dar în momentul în care Ceaușescu a cerut. Dar dumneavoastră știți că eu știu că Preda, iertați-mă, că Preda, cu asta am terminat, că Preda avea o limită pe care nu putea să o treacă. Stați-mă, s-au zis ceva extraordinar. Da, vă rog. Eu am publicat asta în vremea în care unul dintre cei în cauză trăia, și anume Nicolae Ceaușescu. Deci, într-o zi, la editura Cartea Românească, pe jurorilor două, i-am spus lui Preda, uite, domnule, la Călăraș, Nicolae Ceaușescu a cerut să se revină la realismul socialist. Și din momentul ăla am început preparativele ca să ajungem la Ceaușescu. Am fost alături de el. M-aș putea lăuda eu cu ceea ce am făcut, că n-am făcut lucruri totdeauna lipsite de risc. Dar vorbesc despre el, Dumnezeu să-i apere memoria, pentru că a fost un tip extraordinar.
ca și Barbu. Eugen Barbu în multe situații limită ale vieții culturale românești. Și Preda, stând în picioare, a spus lui Ceaușescu așa: domnule președinte, nu vrem să vă deranjăm, am venit să vă spun cu mai tânărul meu coleg un lucru important, să-l știți de la mine. Am auzit că vreți să reintroduceți realismul socialist. Vreau să vă spun că dacă reintroduceți realismul socialist, eu, Marin Preda, mă sinucid. Bine, a zis Ceaușescu, să stăm, să discutăm, nu vrem să vă deranjăm, problemele mari ale țării, blooming-ul de la Hunedoara, dar să știți un lucru, că dacă reintroduceți realismul socialist, eu, Marin Preda, mă sinucid. La care, după ce de 6 sau 7 ori Preda a spus această chestie cu buzele vinete și convins că trebuie să facă lucrul pe care îl spune, Ceaușescu a zis, bine, nu-l mai introduce. Da. Și a zis, vă mulțumim, și am plecat în lift, mi-a zis Preda, Moșele, îți dai seama că dacă ăsta o ținea cu realismul socialist, eu trebuia să mă și sinucid? Așa este. E, da. Când un om... Da, bun, dar asta... De ce trebuia să ajungem aici, domnul? Asta e altceva. Păi, dacă ajungi domnule, un om să-și pună viața în pericol pentru ca să nu îi reintroducă o proliticultismul, realismul socialist... Păi stai, nu-i vorba de pericol. Acum eu vorbesc că el și-a jucat viața. El era în stare să moară pentru o idee. Acum discutăm de Ceaușescu. Dar ăla că a auzit ce a spus. Dacă domnul Constantinescu ar învăța să audă, n-ar fi bine? Cred că merge pe elemente de comparație imposibile. Pentru că acum... Sigur că da, nu se compară. Suntem într-un stat totalitar. Eram într-un stat totalitar și acum suntem într-un stat cu structuri democratice. Atât de democratice încât justiția e în mâna guvernului. Nu, că să știți că nu asta e. Pericolul este că nu au dus-o până la capăt. Că la ora actuală, dacă făceau o lege de organizare a magistraturii, reorganizare a magistraturii cu... Păi n-au făcut-o, domnul Cervin. Păi și atunci îl arestează pe Traian Novolan, păi n-au făcut-o, care e la PDSR și care a făcut o fabrică extraordinară. Pentru că totul merge încet. Noi trebuia pentru că pot să fac asta. Noi trebuia să reușim să facem până acum toată structura puterii judecătorești, să avem niște judecători. Dar nu e normal ca o chestie ca asta să fie dată înapoi cu mult. Și anume partidul de guvernământ să aibă în mâinile lui puterea de a aresta pe adversarii politici. Asta nu e bine, domnul Cervin? Nu are. De unde costă chestia asta? Păi dacă parchetul general, dacă judecătorii pot fi numiți în felul în care sunt numiți după reforma... Nu, nu. Știu la ce vă referiți. Parchetul general sau procurorii au făcut și fac parte din puterea executivă, conform Constituției, însă s-a creat o stare foarte dubioasă. Nici nu știi dacă sunt din puterea judecătorească sau din puterea executivă. Când trebuie să fie în puterea executivă, sunt. Păi trebuie să fie în puterea executivă. Să știți că parchetul din totdeauna, într-o toate statele democratice, în Statele Unite, nici nu există ministrul justiției, procurorul general e ministrul justiției. Și ce se întâmplă, domnul Cerveni, după ce cade această putere și vin ceilalți și încep ei să manevreze să aresteze pe directorii de fabrici țărăniști? E normal? Nu e normal. De aceea este nevoie de o lege completă a reorganizării magistraturii. Despre asta e vorba. Și eu pentru asta militez. Eu personal pentru asta militez. Domnul Cel, păi milităm pentru același lucru atunci. Sigur că da. Păi milităm pentru capitalul autohton, care trebuie să fie prioritar. Nu numai că dumneavoastră sunteți socialiști și îl faceți și pe urmă îl luați... Nu e adevărat. Socialismul. Suntem de părere însă că există lucruri care nu pot fi date nimănui, ci trebuie să rămână așa cum se întâmplă în țările civilizate. Ca în Franța nu să-mi spuneți că totul e privatizat. Dar nici în Anglia nu e privatizat. Deci ceea ce nu se poate privatiza. Atunci să nu se poate. Atât. Căile ferate nu văd privatizate niciodată, că e greu să le privatizezi. Eu știu, poate minele, bogățiile subsolului, iarăși greu de privatizat. Păi atunci ce mai ne certăm, domnul Cerveni? Hai acasă, domnule, că asta gândim și noi. Păi da, până atunci mai sunt case, terenuri, pământuri, fabrici, uzine. Hai că vorbim despre aceste case și pământuri după pauza publicitate. Dialog, serviciul GSM pentru tine. Nescafe, boabe de cafea atent selecționate și prăjite pentru a savura o cafea tare și aromată. De fiecare dată. Nescafe, adevărata cafea solubilă.
Sinfonia ingredientelor din noul cup Knorr vă oferă un gust de pui și mai bogat și o frăgezime deosebită. În noul pachet de 6 cuburi, 2 vă sunt oferite cadou. Knorr, un preț mic pentru un gust mare. Bună dimineața! Alo, bună ziua! Noapte bună! Radio Tonvest, numărul 1, în Oradea. Continuăm emisiunea Milionare la miezul nopții. Domnule Cervin, spuneți-mi, apropo de restituție în integrum, Partidul Liberal și dumneavoastră personal, cum vedeți acest... Noi, dacă era la putere, noi rezolvam această problemă în 6 luni. Spuneți-ne cum... Cu o legislație extrem de inteligentă, puteam să dăm satisfacție tuturor celor implicați în acest proces. Și le opărând. Casele naționalizate. Pentru casele naționalizate noi creiam legea pentru restituire, dar în același timp o lege în care dăm garanții chiriașului. Garanții de pildă, eu dau exemple acum, garanții că nu pot fi scoși din casă 5 ani, timp în care instituiam credite ieftine, cu anuități mici, adică făceam tot posibilul ca să nu-i zdruncinăm pe acești oameni, că nu aveau nicio vină ei, că au intrat în niște case, sau cel puțin cea mai mare parte dintre ei nu aveau vină, că unii aveau, dar unii n-aveau. Așa. Iar deci, ceea ce privește pământul? Pământul nu se putea altfel. Pământul trebuia dat țăranilor că au fost al lor. Dom'le, nu-i posibil ca de la 1907 până în 1945, când la ultima reformă agrară, să vorbim că pământul e dat proprietarilor și să nu-l dăm înapoi. Nu se poate așa ceva, domnule. Nu se poate. În 1945 reforma a fost făcută sub imboldul ideilor socializante. Este adevărat, domnule? Nu. Ba da! Păi cum? Reforma a fost susținută chiar de Partidul Comunist. Partidul Comunist, Gheorghiu Udej. Să nu ne confundați cu Gheorghiu Udej. 45. La noi președinte e verde, să nu e Gheorghiu Udej. Nu, eu vorbeam. Nu avem nicio... Nu, cum adică ei nu erau socialiști? Nu. Nu erau? Nu. Păi, nu. Mă rog, atunci, hai să nu mai, retrag. A fost făcută de Gheorghiu Udej. Gheorghiu Udej a fost omul care a susținut că să facem proprietărirea, reforma agrară, cum se numea, înainte de a se termina ostilitățile. Înainte de a veni soldații înapoi. Și în sfârșit a făcut reforma din 1945. În 1945 s-a statuat și a rămas cea mai mare proprietate funciară să fie de 50 de hectare. Și la păduri mi se pare de 30, nu mai țin minte, s-ar putea să mă înșel. Dar în orice caz, de 50 de hectare. Ce era mai ușor de făcut să revenim la acest lucru? Ținând seama... Vedeți că tot domnul... Păi, un moment... Dar între timp au apărut generații ce? Noi... Și păi nu le dam urmașilor lor? Păi mai erau aia care erau proprietari, nu asta erau urmașii? Asta spun, câți urmași? Foarte mulți. Păi și atunci, în anumite cazuri, au împărțit ceea ce fusese trupul de pământ. N-aveți dreptate. Nu? Pentru că, uitați cum se pare, mai rămânea o parte din pământul acestei țări care putea fi... cum să spun eu, aranjat de așa manieră încât să nu rămână nimeni fără pământ. Dar mai mult decât atât, creiam situația ca oamenii să devină, într-adevăr, să se asocieze. Le dam împrumuturi, adică făceam un sistem financiar bancar care să le permită să ia împrumutul, să-și facă unelte agricole, să se întovărășească, ca să spun așa, pentru că asta nu-i socialist. Păi asta nu-i socialist, domnul Tucă. Este o greșeală fundamentală a confunda ce au făcut comuniștii cu întovărășirile. Pentru că în Danemarca, Olanda, o să găsiți cooperația în floare.
care să practică. Dar asta nu a fost o idee liberală. Da, asta a fost idee țărănistă. Nu. Hai de mine. Știi cine a înființat băncile agricole, băncile populare? Păi știi de ce erau înființate pentru asta? Băncile populare au fost înființate... Bunicul meu a înființat o bancă la Bârca, Zorile. Așa. Bunicul meu liberal. Dar vorbesc de asocieri, de cooperative. Astea erau ale țărănești. Sunt de acord. Cistit vorbim. Băi, eu cunosc, pentru că, de pildă, erau o dizidență din Partidul Național Țărănesc care mergea pe cooperativism. Este adevărat ce spuneți. Este foarte adevărat. Dar nu, că eu m-am informat, că vreau să știu ce a fost. A nu se confunda cooperatismul cu CAP-urile. Nu, Cervin, dar nu vrem asta. Cine vrea asta? Dumnezeu, eu știu ce spuneți. Vreți să rezum eu? Dumneavoastră vreți proprietate ca să poată asocia proprietățile. Dacă nu sunt în stare să aibă o proprietate exploatabilă individual. Că sunt, de exemplu, 50 de hectare, se poate face o fermă să fie exploatată individual. 50 de hectare. Dacă acest lucru nu este posibil, să facă acele asociații. Dar de unde știți ce a făcut asociațiile astea care le-a făcut acum? Fostele CAP-uri. Adică am înființat printr-o lege a asociației, fostele CAP-uri le-a înființat. Eu știu din experiență. N-au făcut nimic deosebit de CAP-uri. Asta nu înseamnă că este de susținut și că poate fi productivă o restituire integrală în condițiile trecerii a 50 de ani. Dumneavoastră, voi știți cât sunt din aceia care cer 50 de... V-ați întrebat cât sunt din aceia care cer 50 de hectare? Vasile Lup. Sunt foarte puțin, domnule. Cu falca lui de 50 sunt de hectare. Sunt foarte puțin. Da, sunt foarte puțin. Sunt foarte puțin. Domnul, restituirea era un lucru echitabil. Era drept. Începeam treaba cu un act de justiție. Cum adică aia ne-au furat și noi să stăm cu mâini încrucișate? Domnul Cervin... Pe furt, nu se poate... Mama mea e... părinții mamei mele au trăit la Bragadirul, lângă București. Și-au avut un hectar de pământ pe care și-a făcut unul casă. Și ce să fac eu? Să mă duc să-l dau pe ăla? Da, domnule, îi dăm alt hectar alături. Păi, stai să vă, atunci nu este restituire... Păi, pe vechile amplasamente, pe nu știu. Lasă, domnule, chestia cu vechile amplasamente, că nu sunt pe vechile amplasamente, găsesc diguri. Nu fetișezez eu, domnule. Păi nu, dar... Principiile, dumneavoastră știți bine ce însemnează principiile. Știu, domnule. Stabilim principiile, pe urmă, când punem în practică, ținem seama de realitatea creată. Domnul Cervin, asta însemnează. Dacă vom crea o nouă realitate de restituit, ajungem până în Siberia cu... Nu, nu aveți dreptate. Domnul Cervin. Domnul, și eu mă interesez, că nu sunt din lună. Nu știu, sunteți de pe pământ. Eu vreau să vă spun că nu se puneau probleme de nerezolvat în restituirea terenului agricol. Domnul Cervin, eu în scurtă vreme o să scot două cărți. Una dintre ele e la tipar și apare peste câteva zile. Se numește Tragedia Națională. A doua, situația pe care o invocați de asta, revanșa cicatricilor. Domnul Cerveni, hai să facem rând noi, domne, să le vindecăm pe alea. Dacă noi intrăm în cicatrici și le scormoni, știți ce înseamnă obrintirea? Domnule, pe cine rănim, domnule, dacă dăm pământul? Păi cu aia care au devenit între timp proprietarii. De ce au devenit ei proprietari? Că ei au vrut, ce-au furat noaptea. Domnule, cum au devenit ei proprietari? Că pământul nu mai era în proprietatea cetățenilor, domne. Domnul Cerveni. Cum au devenit ei proprietari? Între timp. Și au făcut case. Da, domnule. Nimeni nu spune să ne dărâm casa. Dacă e casa, e făcută acum 25 de ani. Dar pe terenul ăla care i-a dat, intravilan sau cum era situația, îi dăm alt teren omului. Eu să mă exprim așa, admir punctul dumneavoastră de vedere, deși nu sunt de acord cu el, pentru că e un punct de vedere rațional, în interiorul unor date pe care dumneavoastră vi le fixați și începeți numărătoarea dreptății de la punctul când au venit aceste legi noi, ale bolșevicilor, cum ziceți dumneavoastră. Dar eu vă întreb așa, dacă ținem așa de mult la proprietate și partidul de guvernământ actual ține așa de mult la proprietate, PNTC de vreau să zic, sau cedere, alianța asta de partide, ține așa de mult la proprietate, cum se explică atunci toată teoria asta pe care o fac miniștrii, chiar la acest post de televiziune, ministrii acestui guvern, Valentin Ionescu, de exemplu, sau președintele FPS, Sorin care Dimitriu, zice? Care spun că nu contează, domnule, cui e proprietatea de la Petromidia. Dumneavoastră mă puneți în situație să spun că asta e treaba lor. Pentru că e treaba lor, domnule. Atunci dacă ține, dacă muriți după, pentru proprietate și după ideea de proprietate, ceea ce poate fi admirabil. De ce nu sunteți consecvenți, domnul Cerveni,
cu proprietățile create între timp. Doar... Și să nu le dăm oricui. Dar cine a spus să nu fim de acord? Păi uitați, asta este politica guvernamentală. Eu sunt total împotriva acestui lucru. A, n-am știut. Eu vă spun acum. Păi atunci... Eu, clasa, cei privilegiați în legătură cu privatizarea, ca să folosesc termenul ăsta, care îmi displace, cu restituirea de la stat a proprietăților urbane, rurale și așa mai departe. Capitaliștii ăștia care se creează, ca să spun într-o limbă, nu-mi place absolut deloc. Să aibă prioritate românii, nu? Și eu găsesc formula ca românii să poată să preia aceste proprietăți. Păi domnul, asta e cu totul altceva. Păi da. Atunci înseamnă că fixul ăsta cu proprietatea este într-adevăr durabil și că este un principiu. Domnule, și atunci eu respect ceea ce spuneți dumneavoastră, îmi păstrez punctul de vedere, dar este deja coerent. Nu se poate clădi o societate pe minciună și pe rapt. E corect. Și am fost mințiți 45 de ani și, s-a furat totul. Restituim. Restituirea nu presupune neapărat lovirea în alții care n-au nicio... Asta. Asta este... Asta se înțelege momentan. Asta este inteligența unui guvern. Să pună un principiu în aplicare fără ca el să lovească în dureros în alți oameni care nu se intră în acest principiu. Dar spuneți-mi, vi se pare că averile respective care au fost luate atunci au toate un suport de contribuție a celor care le aveau la mai binele țării, că sunt toate corecte? Eu n-am făcut această analiză, dar vorbind de proprietățile individuale, la data, la 38, în 1938, că atunci, de atunci vorbim. Ce s-a făcut în timpul războiului, dacă unii s-au îmbogățit, cum să spun eu, de război, asta e altă poveste. Vedeți, vorbesc, de, da. Vorbesc de proprietățile care s-au făcut pe un regim stabil, un regim în care legea era lege, în care instituțiile erau instituții și așa mai departe. De ce, domnul Cerveni, pe ce vă bazați pornind de la ideea că tot ceea ce a fost înainte de 1940 a fost bine? Dar cine a spus că a fost? Păi, din moment ce luăm ca reper anul 38. Nu, pentru că atunci, până atunci, s-au făcut împroprietărirea agricole, s-a încurajat capitalul autohton, că lucrul ăsta s-a făcut. E adevărat. Da, așa. E perioada în care România s-a cristalizat bazându-se pe proprietatea individuală, domnul. Și noi vrem să revenim la proprietatea individuală. Nu vrem să facem acest lucru. Eu sunt convins că în perspectivă și nu târziu, proprietatea individuală va fi una din pârghiile de dezvoltare ale României. Numai așa se poate. Dar punerea celor săraci de azi, a tinerilor care n-au nimic de moștenit, mai ales a tinerilor de la oraș, care nu mai au locuri de muncă în oraș, în condiția vitregiei absolute, prin restituirea integrală a unui pământ care este totuși limitat, a unor averi, a unor case, a unor fabrici, care sunt limitate, nu este un element domnul de progres. Domnul Bărescu, știți ce trebuie să facă regimul la putere instalat în noiembrie 1990? Primul lucru care trebuie să facă, să facă o statistică agricolă. Primul lucru care trebuie o statistică a noastră, să ia statistici. Hai să nu intrăm în amănunte de genul ăsta, că n-ai rost. Păi... Eu iau o întrebare care aș putea să vă pun dumneavoastră, dar nu vă pun pentru ca să nu mă acuze cine știe cine că v-am pus dumneavoastră această întrebare. Și cum zice Arghezii, să nu mă acuze cine știe cine care n-a mai fost și care vine și se uită prin întuneric la mine și îmi vede gândurile toate. Aș vrea să vă pun, să vă întreb dumneavoastră, dar care ar fi recompensa pentru cei care după 45 n-au primit nicio proprietate și au trăit viața și au consumat viața sub dictatura comunistă? Asta încerc eu să spun. Dumneavoastră vorbeați de generația de acum. Dar nu, da, și generația de acum e moștenitoarea unei sărăcii a părinților. Ei ce fel de recompensă? Asta e problema. Păi dai să fii unora care au fost domnul. Spuneți-mi dumneavoastră ce fel de recompensă. Dom'le, ei sunt moștenitori acelor. Domnul Cerveni, eu vorbesc de cei care n-au moștenit nimic. După 45 încoace. Nici n-au moștenit, nici n-au primit proprietăți. Da. Și-au trăit viața în regimul dictaturii, în regimul acest comunism. Bun. Da. Se creează instituții care să le dea posibilitatea să devină întreprinzători. Nu mare ce instituții se creează. Viața lor s-a... Domnul Cerveni, chestia asta a fost și cu Valea Jiului, domnule. Când au mituit pe mine, le-au spus că fac pe dracu acolo și nu au făcut nimic. Eu știu foarte multe lucruri despre rezultatele băncilor populare în România. Eu știu foarte multe lucruri, și bune și rele. Fără un sistem financiar care să dea posibilitatea oricărui om să întreprindă ceva,
Nu se ducă să se îndatoreze la bancă, să iau împrumut de la niște escroși, ca să spun așa, ci pur și simplu limitându-se sau păstrându-se limitele bunului simț. Fără această posibilitate, nu o să împaci societatea românească. Sunt unii care nu interesează. Da, domnul Cerveni, nici dezvoltând sentimentul vinovăției generale față de faptul că niște averi au fost ciuntite sau au fost luate, nu vom crea bine altceva decât lupta de clasă. Și atunci eu vreau să cea mai mare nenorocire este să se redeschidă lupta de clasă de sus în jos. Dumneavoastră care aveți sensibilitatea scriitorului, se poate clădi ceva pe minciună și pe furt? Nu. Păi atunci ce face? Dar stați o clipă. Dar se poate clădi o țară pe sărăcia generală de astăzi fără, stați o clipă, fără să se încerce să-i se dea omului atât cât să... Păi atunci de ce să începem? Rezultatul proastei guvernări, domnul! Domnul ce-a venit? Eu, păi să începem cu începutul. Începutul este că vrem să facem societatea care bazată pe proprietate individuală. Domnul ce-a venit? Începutul este să nu facem 22% TVA-ul cum nu e nicăieri în Europa. Dacă intrăm, noi vorbeam acum de... Stați puțin! Păi ăștia trăiesc, oamenii ăștia. Să ne amestecăm lucrurile. Noi vorbeam de restituția valorilor confiscate de comunism. Cea mai importantă valoare care trebuie restituită este viața, azi. Dreptul la o viață normală. Păi nu, mintea, să ne schimbăm mintea, că suntem toți tributari bolșevismului. Domnul Cerveni, vreau să vă spun așa ca să știți. Tatăl meu a fost învățător în Ardeal și a cunoscut-o pe mama acolo și aveau o căscioară. Au venit, a venit dictatul, au venit trupele hortiste și au luat și au luat casa. A fost trimis în Basarabia, la Copăceni, în Bălți. A construit ce a putut acolo, i s-a luat și acolo. La Bârca a fost condamnat de două ori. De două ori i s-a luat dreptul de proprietate bine din casa bunicului. Ce să mai... Să tăcem. Nu să tăcem. Și atunci să le spunem. Ce să facem să sculăm morții? Domnule, domnul, eu, de exemplu, tatăl meu a avut 16 pogoane de pământ. Și noi a rămas după el 8 copii. Mai suntem 6. Știți că din cei 6 care au vrut să... Nu au fost decât 2 care au luat pământ. Dar ați văzut că nu l-a interesat. Țăranii nu mai vor pământ. Nu, domnule, nu e asta interesat. Am luat eu, pentru că eu, memoria tatălui meu, vreau să fac ceva acolo la Cervenia, să rămână... Țăranii nu mai vor pământ. Este un vers. Da, nu, da, domnule, exact. Nu că țăranii nu mai vor pământ. Nu mai vor pământ. Spus în familia mea. Cum s-a întâmplat? Nu toți oamenii care sunt la ora actuală în situația de a stăpâni niște pământ, îl și dorește. Dar cei care îl doresc, să-l aibă. Domnul Cerveni, mi-am dat seama și eu și domnul Tucă, scrieam un vers fără să știu. Iar ce a fost firesc să frânt, țăranii nu mai vor pământ. Domnul, sunt disperați. Nu. Păi da, asta tot politica bolșevică e, domnule. Știți care este domnul bolșevismul? Domnul, dumneavoastră, nu recunoașteți că dragostea de pământ a țăranului român a fost un lucru extraordinar? Ba da! Și atunci... Păi da, stați puțin, dar uitați-vă în ce hal este pământul acum, în ce hal sunt posibilități de a munci, de a lucra pământul. Eu vreau să vă zic, știți care e câștigul cel mai mare al emisiunii în această seară? Nu știu dacă o să fiți de acord cu mine. Pentru că dumneavoastră, și dumneavoastră, domnule Păunescu, și dumneavoastră, domnule Cerveni, discutați problemele pe care s-a creat și s-a umflat această criză. Ca doi oameni care sunt în afară. Toate problemele care s-au discutat în această țară sunt, de fapt, problemele coaliției. Problemele care sunt la... Noi suntem un fel de politicieni clonați. Propastia, da, dar să le faceți cu detașare, pentru că nu sunteți în mijlocul acestei crize. Nu e cu detașare. Mă rog, cu o detașare pe jumătate vorbim. Hai, dacă le-am dat pe data rând, hai să ajungem și la cum să zic, la faptul... Mai e ceva, iertați-mă. Vă rog. Domnul Cerveni, în general știți ce resping eu total și cred că nu numai eu, ci o generație întreagă? Încercarea unora dintre politicienii de dreapta și mă tem că, pe de exemplu dumneavoastră, așa, de a nega legitimitatea vieții noastre a 45, a 50 de ani de, cum ziceți dumneavoastră, de bolșevism, de... Domnul Cerveni, indiferent cât de nedrepte au fost rânduielile sau cât de drepte au fost ele în anumite situații, sau cât de productive au fost replicile pe care le-a dat omul de cultură sau omul de știință, indiferent de astea toate, ceea ce s-a întâmplat 45 de ani nu poate fi negat prin revenirea acelor ceasului la 1940. Da. Vreți să îmi permiți... Legitimitatea nu o puteți nega. Vă răspund cu o poveste. Domnul Păunescu, Ierod cel Mare a făcut din Israel un stat extraordinar. Așa dictator cum era el. F-
făcuse sinagogi, făcuse lăcașuri formidabile, pe templul din Ierusalim extraordinar, făcuse niște lucruri formidabile. Dar și ce a rămas în istorie? Că au murit 14.000 de proști. Așa e și cu regimul ăsta. Păi, domnule, nu se poate un regim de 45 de ani să facă și ceva bun. Dar esențial nu. Este că a făcut rău nu, în această... Nu, despre bun am și rău. Am mers înapoi, domnule. Nu încerca să mă trageți în aceeași discuție pe care am avut-o de câteva sute de ori până acum. Nu, că nu merg. Mergeți dumneavoastră singur și trimiteți-mi o carte postală. Altceva vreau să vă spun. Că legitimitatea copiilor rezultați dintr-un viol istoric nu poate fi negată. Asta e ce vă spun eu. Legitimitatea actului pe care au fost făcuți poate fi negată. Soldatul de ocupație a violat o țară. Da. Cu ajutorul marilor puteri. Da. Și? Deci ăsta este enunțul. Din acest viol istoric au rezultat niște oameni ca dumneavoastră, da. Ca mine, ca Marius Tucă, da. Oameni care au legitimitatea lor. Fără doială. Nu încerca, domnul, nu încercați să dărâmați legitimitatea perioadei. Dar nu se elimină oamenii ăștia, mai mulți sunt cei care au avut legitimitate, rămânând în continuare moșteritori ai celor care au fost dezmoșteniți de comuniști. Mai domnul, mulți. Dar legitimitatea celor care n-au avut niciodată nimic. Nu le ia nimeni, domnul. Nu, le creăm instituțiile și condițiile deschidem, ca să deschidem în mod periculos o nouă luptă de clasă. Ascultați ce vă spun. Nu, este... Aici faceți o mare greșeală. Nu faceți o greșeală. O greșeală pentru că nu poți să clădești fără să repari. Nu poți să distrugi... Dar nu poți să tot să stârnești cicatricile. Dar nu faci lucrul ăsta pentru că... Păi, întoarcem mereu la chestia asta. Uite, PD-ul are dreptate din punctul ăsta. Nu are PD-ul dreptate. PD-ul are dreptate în măsura în care... Are dreptate. Mă rog, nu mai vreau să mai spun aici de ce au e dreptate. Uitați, așa cum eu cred, uite, vă dau o ocazia să vedeți cum gândesc eu. Am și scris în ziarul Republica despre asta. Eu cred că este o mârlănie ce s-a întâmplat cu băiatul lui Gabriel Țepelea, domnul Vlad Țepelea. Că ba a fost pus, ba că era fiul lui Gabriel Țepeș. Nici măcar nu știu exact. Da, ceva... Deci băiatul ăla a străbătut toată cariera școlară. În contratim, că taică-s-o fusese deținut politic. A ajuns în vremurile când taică-s-o, printr-un miracol, trăind mult, a devenit al doilea om al partidului de guvernământ. Partid pe care îl voi critica și mâine și poimine toată viața mea. Și acum îl dăm afară de unde ajunge, pentru că a fost eminent, numai că e băiatul lui Gabriel Țepelea. Asta nu se poate. Bine, eu nu știu chiar. Sigur că... Nu, dar astea sunt mecanisme. Nu sunt mecanisme. Astea sunt... Sunt tot bolșevisme? Astea, nu, incidente. Deci, domnul Cerveni, aici cum trebuie vorbit? Dumneavoastră ați făcut referire la ceea ce s-a întâmplat în cei 50 de ani. Dar spuneți în câteva propoziții, descrieți acești 50 de ani pentru oameni, pentru istorie. Domnule, în 50 de ani... Care e părerea dumneavoastră despre ce? Ce s-a întâmplat în acești 50 de ani? Se crea un sistem politic... Asta știe toată lumea că s-a creat. Un moment, un sistem politic și economic care a despersonalizat individul. I-a luat personalitatea. I-a făcut niște roboți. Dar au trăit oameni care au avut destine, au avut... Da. Au trăit, au avut destine și așa mai departe. Da, în timpul lui Gingis Khan nu erau oameni care aveau destine. În timpul dictatorului Hitler nu erau oameni, decât a fost mai puțin, nu erau oameni care... În timpul regilor tirani nu erau oameni care au avut destine. De exemplu, dumneavoastră. Da. Eu am avut un destin tragic. Spuneți-mi și... Eu sunt fecior de țăran. Dumneavoastră ați fost îndoctrinat în acești 50 de ani? De comuniști? Pe cum era să mai fiu îndoctrinat eu de comuniști când în 1945 m-am înscris la UTC, în 49 m-a arestat... Deci toți oamenii trebuia să-și facă o injecție cu comunism? Nu! În 45 ca să poată să treacă toată această perioadă. M-ați întrebat pe mine, eu nu spun lucrul ăsta. În ce mă privește pe mine? Asta e destinul meu. De păi dumneavoastră puneți la un loc tot... Păi uite, vă dau un exemplu, domnul. Nu pun la un loc, domnule. Spun ce mi s-a întâmplat mie. De exemplu, în 1945, în 1945 am fost arestat. Și din 45 până în 70, eu n-am putut să-mi fac cariera de profesional. N-am putut, că n-am vrut comuniști. Dar acum dacă ați vrea să vă faceți pe sărăcia părinților noastre, v-ați face-o? Cum? Deci, cu ce? Cariera de student, cum ați rămas? Cu ce ați plătit gazda în București? Păi eu am făcut-o pe sărăcia părinților mei de atunci. Bun, și cum ați face-o azi? Păi sărăcia de atunci nu e comparabilă cu cea de acum. Nu, acum e mizerie, domnule. Dar cine a făcut această mizerie? Păi dar vreau să aflu la domnul Cerveni, da. Cum să zic, să-mi spuneți în câteva, sau cum doriți dumneavoastră, da. Ce s-a întâmplat în acești 50 de ani și ce au făcut oamenii în acești 50 de ani? În acești 50 de ani, oamenii au... A fost o turmă de oi, o turmă de fest frumos, o turmă de... Oamenii au supraviețuit. Noi suntem oameni care am supraviețuit.
am supraviețuit și vrem acum să devenim o națiune. Pentru că până acum n-am fost națiune. Doamne, iartă-mă. Nu, domnule. N-am fost, domnule. Domnule, când dispui de soarta unui om... Bun, prin ce a supraviețuit națiunea care, să spunem, numai prin respirație au supraviețuit națiunea asta 50 de ani? De ce nu avem astăzi o clasă politică și ne plânge că nu avem? Eu vă întreb, eu v-am întrebat cum a supraviețuit. O națiune nu e doar o clasă politică. Da, domnule, dar națiunea asta... O națiune înseamnă medicii, muncitorii, inginerii, învățătorii. Da, toți învățătorii au dus-o mai rău decât pe timpul burgheziei. Și acum cum o duc? Domnule, nu dar de ce, domnule, ce a venit? Domnule, noi suntem acum în plină dezvoltare împotriva... Și atunci eram în plină dezvoltare. Nu eram, domnule. Tot ce se invoca, se invoca și atunci, numai că atunci se și făcea, domnule, ceva. Sărăcia provocată de Ceaușescu materială era de suportat, dar sărăcia morală a fost o distrugere formidabilă. Moralmente România a stat pe loc, domnule, în această perioadă. Sărăcia... Ca sărăcie, dar mizeria de azi, domnule. Faptul că nu se mai poate... Domnule, mizeria de azi este rezultatul schimbării. Vrem să producem schimbare. Este rezultatul, dacă vreți, pe de o parte al dorinței de schimbare, pe de altă parte a incapacității de guvernament. Că nu mai avem clasa politică să conducă țara asta cum trebuie. Dar aia era mizerie ordonată, comandată. Bun, domnul Cerveni, acum... Pot să zic și așa. Da, dar nu văd de ce comparați tot timpul ce se întâmplă după 89, cu perioada aia. Mai bine referiți-vă la ceea ce s-a întâmplat din 45 până în 89. Nu, dacă dânsul spune mereu că, deci, spune mereu așa, că noi nu mai eram o națiune. Cum să nu mai fim o națiune? Dacă eram ceva, eram o națiune. Domnul, eram subjugați de un popor, de Rusia Sovietică. Când, domnul? Până tot timpul, tot timpul am fost. Domnul, dar să vă imaginați că eu Asta considerați că în 1968 Ceaușescu a devenit naționalist și conducea țara fără ruși? Da, consider. Hai, domnul. Hai, domnule, lăsați. Păi, de-aia l-ați lăudat atunci. Păi bineînțeles că ăla e un lucru pentru care l-a lăudat. Ceaușescu a fost un tiran, un dictator sinistru, care n-a făcut decât să ia... Da, a fost un dictator sinistru de la Tisa până la Nistru. N-a apucat. Nu, păi nici nu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. 68 a fost... Cunosc, domnule, că trăiam și eu în 68. Și n-a fost ceva extraordinar. Ce a fost? I-ați fost și o zi înălțătoare și a doua zi s-a terminat. Asta a fost. Dați-mi și mie o zi înălțătoare mai de curând. Eu vă... de curând? Nu? De ce îi luați? Aia din noiembrie, când... Domnule, eu dau înălțători... Când dansa domnul Constantinescu... Eu vă dau înălțători... Nu de acum, după Revoluția din decembrie. Eu o dau înălțare până în 1945, ce a fost în această țară. Dar 1 decembrie 1918. Și după 1 decembrie 1918. Multe au fost. Care după 1 decembrie 1918? Propășirea România a devenit la un moment dat una din țările cele mai stabile economic și politic în această Când țară. Când asta, domnul Ciu? În anii 30, domnule. Economic erau cei mai... Iar instituțiile noastre democrace au fost, cum să spun, au rezistat până când tăvălugul rusesc a venit peste el. Domnule, ce au rezistat instituțiile democratice? Cum n-au rezistat? Până în 38 n-au rezistat? Păi da, după aia nu mai rezistat. Ce era? Au venit sovietici în 38. În 38, atmosfera din Germania și din Rusia a avut influențe locii. Păi dumneavoastră ați vorbit că s-a întărit statul pe perioada dictaturii lui Carol, da? Nu, n-am s-a întărit statul în detrimentul instituțiilor democratice. S-a întărit statul în detrimentul instituțiilor democratice. Exact. Cine? Păi de ce s-a cezat pe Dalu? Că era dictator. Păi și dacă era... Păi slăbiciunea era tot... Domnul Păunescu, lăsați-mă să vă spun. Eu eram străjer în 1937. În 37... Și vă duceați pe stadioane? Da. În 1937, la străjerie ne învăța... Noi suntem străjerii țării, țara ne vom apăra, din moșia strămoșească nici o brazdă nu vom da. Și ați apărat pe dreapul, ați apărat nimic. Lăsați-mă să vă spun. Și am dat 3 brazde dintr-o dată. Cea mai mare minciună din punctul meu de vedere a fost aceea, când eu credeam în ceea ce cântam și spuneam și Carol într-o noapte... Era finalul unei societăți, domnule Cerveni. Finalul? Unei conjuncturi internaționale europene. Dar conjuncturile astea apar mereu, domnule Cerveni. Și care e problema? Dar conjunctura că Uniunea Sovietică, al mai mare stat din Europa, al doilea sau unul din cele două mari state militare, nu numai politică. Sunt de acord. Exista lângă noi. Și n-a existat și până și Ceaușescu a răspuns. N-a existat până în 1940 și a existat. Stați puțin. Păi și atunci de ce nu mai judecați cu aceeași
luciditate, cu aceeași rigoare științifică și ceea ce s-a întâmplat după 1965. Vreau să vă spun următorul lucru. 65. Clasa politică românească a făcut greșeli și ea. În 1938, dacă de regele Carol, sfătuit sau nesfătuit, sau din proprie inițiativă, răspundea cu arme, să omorau mulți în țara asta. Dar istoria noastră era, adică mândria noastră națională era formidabilă. Am trăit, urmă am trăit 4 și un jumătate de secol cu capul în jug. Știți care este paradoxul românesc la modă? Că ăia care n-au răspuns cu arme sunt de condamnat. Ăia care au răspuns cu arme sunt de condamnat. Nu, în asta... general toți sunt de condamnat. În funcție de, păi de cel care discută. De Carol II spuneți ceea ce spuneți. Și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuia un gest de... Dumneavoastră vorbiți de regi de parcă ar fi fotbalist, domnul Păunescu. Carol II... Nu Weiler 4. De Ion Antonescu se vorbește negativ. Cine vorbește negativ? Dar cine? S-a clarificat perioada istorică a lui Antonescu. De ce n-ați continuat bătălia pe care ați început aici? Cu pentru ce? Apărarea miniștilor lui Antonescu. Nici n-am știut despre ce este vorba. Am apărat din zi, am auzit în ziare. Păi, dar n-ați fost aici la o emisiune în care ați avut o atitudine extraordinar de corectă? Este adevărat. Păi și acum o am. Păi, dar nu vedeți că la noi nimic nu-i bun? Dom'le, pe mine, eu despre acest proces, când la momentul când am aflat eu, erau deja avocații de el. Sunt tot avocați. Nu, eu nu vă întrebam profesional. Vă întrebam moral. Trebuia continuată bătălia. Și, deci, și de unde știți că nu continuă? Și mă bucur. Eu vă spun ceva. Vă doresc să fiți atât de tânăr în continuare, încât să fiți unul dintre avocații apărării în procesul Nicolae Ceaușescu. Procesul real. De reabilitare a ceea ce a fost corect și bun în perioada aia. Eu am susțiu că a fost o crimă acolo, dar ca să mai fiu avocat în proces, e mai greu, pentru că mie nu-mi plac scenările, că ar fi o scenare. Ceea trebuie reabilitare sau procesul lui Ceaușescu ar trebui într-un alt context. Să istoricii să analizeze perioada respectivă și o prezinte așa cum a fost în realitate. Deci eu, domnul Cerveni, ca să mă întorc la una dintre problemele cheie pe care le-am discutat noi aici, care este proprietatea. Eu cred că rostul generației noastre umane, nu e vorba de promoții literare sau politice, al generației umane trăitoare azi în România, e să producă în așa fel încât să nu fie nimeni nemulțumit. A ne întoarce în trecut și a, să zicem așa, a restitui cicatricile și a umbla în ele, este un dezastru. Știi ce mă surprinde pe mine, domnul Păunescu? Noi sunt un om sensibil, ca toți oamenii de cultură și oamenii literați. Dom'le, nu poți face abstracție de trecutul ăsta al nostru. Dar n-am spus să facem abstracție. Dom'le, dragostea țăranului de pământ, nu e o vorbă goală, domnul. Și te-au distrus țărănimea. Și și-a distrus comunismul în primul rând, domnul Păunescu. Satul românesc, domnul. L-a făcut praf. Domnul, știu, domnul. Da, și atunci nu trebuie să-l refacem, domnule. Dacă ați citit cărțile alea pe care vi le-am dat... Și vă rog foarte mult să le citiți. Ați văzut că asta e una din frământările mele. Dar nu trebuie să le refacem, domnule. Păi nu, domnule, dar nu începând cu îndreptarea erorilor, domnule. Nu, dar nu începând cu excepțiile, domnule. Care excepții? Domnule, la mine în comună, de pildă, nu există om care are 50 de pogoane. Nu există moșier. Și atunci pentru cine vă bateți, domnule Cerveni? Pentru țăranul român. Păi țăranul român a avut 50 de hectare. Nu, eu ce spun, că n-a avut 50 de hectare, dar când vrei să faci o treabă dreaptă, nu ții numai la neion, ții la toată lumea. Domnule, asta ce faceți în asta cu chestia asta, cu marea proprietate, ține... Care mare proprietate, domnule? Ține... Că mare proprietate, ține... Știi cine a distrus marea proprietate? Liberalii, domnule, au distrus. Ține de delegitimizarea pe care o încercați a acestei perioade. N-aveți dreptate, domnule Paul. Domnule, restituirea asta e necesară pentru a împăca țara asta. Nici Consiliul Europei nu spune asta, domnule. Consiliul Europei? Știi ce spune? Toate statele au făcut-o, numai noi nu o facem. Dar nu e adevărat. Domnule, toate au făcut-o. Domnule, să nu mai cităm din... Domnule, știți ce spune? Restituirea acolo unde este posibil. Bun. Și eu când am spus că aplicăm principiul și în aplicarea principiului când te izbești de o imposibilitate să găsești soluția, nu-i același lucru? Știți ce vă propun eu? Să restituim omului viitorul care își va recupera el trecutul. Viitorul ăsta. E un fals paradox. E corect ce spun. Da. Dar de unde până unde a fost înfloritoare perioada din anilor 30? Păi eu cunosc, domnul. Și cum, ce consta înflorirea asta, domnul Cerveni? Oamenii, a fost perioada în care s-a format Garda de Fier, domnul Cerveni. Garda de Fier este o diversiune, cum au fost atâtea altele. Diversiunea cui, domnul? Diversiunea unor categorii de intelectuali din România împotriva unei evreimi pe care am distrus-o de pomană. Adică evreii la noi în țară aveau rostul lor, cât erau. Și noi am cășunat pe ei și am spus că nu toate... Nu era împotriva politicienismului, era și împotriva...
Garda de Fier s-a manifestat ca o organizație și antisemită. Ce înflorire era, domnul Cerdan? Domnule, cunosc satul românesc, era înflorită, țăranii erau gospodari cu gospodăria, aveau tot ce le trebuie, erau bine hrăniți și îi respectau învățătorul, popa, erau sărbătoare în sat, nu se ducea viața. Dar situația economică țăranului nu era bună. Cum, domnul, spuneți mie lucrul ăsta? Nu era bună. Era cea mai bună, n-a cunoscut România o situație mai bună a țăranului român decât în anii 30, interbelic. Tot ce în trecut îndepărtat devine idilic. Nu e adevărat, eu am trăit domnul asta. Domnul Cerdin, în perioada interbelică se întâmplă același lucru. Domnul Cerdin, vreau să vă întreb, ce șosele s-au construit în România în perioada aia? În vremea în care Hitler construia șosele în toată Germania. Domnule, șosele care s-au construit au fost bune. Ce a construit Ceaușescu a fost proaste. Da, da, a construit. Dar au fost mizerabile. E adevărat. Au fost mizerabile, domnule. Eu vreau, de exemplu, cel mai defavorabil. Domnule, știi ce însemna România dacă nu era Ceaușescu? Să fac așa, istoria nu se face cu dacă. Dar aș pune un dacă. Și ce era? Era o grădină, domnule. De unde era? Știți dumneavoastră cine venea după Gheorghiu Dej, domnule? Domnule, știu cu cine se dă. Nu, nu, nu. Păi ziceți de Ceaușescu, era comunism, și aici altă comunismul, chestie. Dacă nu era comunism. Spuneți așa, comunism. Am greșit, comunismul. Da, e corect. Nu, nu, de obicei se sunteți. Pune la un loc Ceaușescu cu Gheorghiu Dej. Nu, la fel. Nu sunteți rece la cuget. La fel. Nu sunteți rece la cuget. Cine sunt la fel? Gheorghiu Dej cu Ceaușescu sunt în continuare. Nicio diferență. Da, asta a încercat să o spună, mi se pare, Silviu Brucan în decembrie 1989, ca să încurce lucrurile. Eu pe Silviu Brucan nu l-ascult. Cel puțin pentru mine și pentru familia mea. Faptul că tata, în 1964, a venit din pușcărie acasă și n-a mai fost arestat niciodată, nu înseamnă că lucrurile au fost la fel în 64, 65, 66, 67, ca și în 53. E adevărat, numai că... Dar cine-i băgase? Tata? Păi totul i-a băgase. Deci, asta am spus. Sunt două perioade distincte în care s-au petrecut lucruri calitativ superioare. Eu personal, fără să pretind că aș fi dreptat, eu personal consider că comunismul a început în 45, s-a impus în 47, s-a revestat. Vedeți că dacă a început în 45, înseamnă că a avut un rege. Comunismul a început în 45 cu regele Mihai în frunte. Comunismul a început în 45 cu regele Mihai în frunte. Atunci? Pentru că s-a instaurat regimul sovietic și regele nici l-a mișcat. S-a făcut grevă regală, n-a făcut ce, regele nu putea să facă nimic. Era prizonier. Și atunci, dacă n-a putut regele să facă nimic, de ce ne cereți nouă să facem așa? Păi domnul, eu acuz poporul român că nu s-a luat arma în mână să lupte împotriva rușilor. Păi ziceți că n-am fost nici națiune. Cum n-am? N-am fost, traiul nostru, viața noastră, raporturile dintre cetățeni nu erau ale unei națiuni. Ziceți deci că oamenii din perioada antedecembristă, predecembristă, n-aveau personalitate. În ce se exprimă personalitatea umană azi? Când vreți să... Când ați acum, vrut? Acum, în perioada noastră. În faptul că se duc din 4 în 4 ani la alegeri, care e forța poporului? Asta este o formă, asta este forma democrației de vreo 2000 de ani. E corect, așa da, este. Păi și atunci... Și asta trebuie să practicăm. În restul de 1500 de zile. Da, domnul, incapacitatea guvernanților nu semnează că instituțiile nu sunt bune. Și ce poate face poporul? Să își pună alți guvernanți. Cu ce ocazie? Că alegerile sunt când de era... De 1 alegeri. De 1 mai. La alegeri, domnul. La 1 decembrie sau la 1 mai? La alegeri, domnul. Păi dar după încă 3 ani? Da, domnul. Păi când se vede un lucru atât... Păi s-ar putea ca strada nemulțumită să impună alegeri anticipate, domnul. Păi da, e rău dacă strada impune asta. Dar de ce e rău? Pentru că un popor nu devine conștient decât în momentul în care cere altceva decât îi oferă guvernanța. Și dumneavoastră vreți să avem alegeri anticipate în urma mișcărilor de stradă? Nu. Eu vreau ca înțelepciunea... Am spus că să n-ajungem acolo. Eu vreau ca înțelepciunea guvernanților să-și dea seama că e soluția domnul, care trebuie să impună. Domnul Cerveni, sunt complet scârbit de ce spuneți, domnul. E un citat. Da? Din domnul Emil Constantinescu. Hai să ne opri. N-ați zis de la Davos că e complet scândit. Nu mă băgați pe o latură cu Emil Constantinescu, că nu vreau să spun... Păi, dumneavoastră, de ce m-ați băgat pe o latură cu Ion Iliescu? De ce l-ați atacat aici pe Iliescu? L-am atacat, am spus că a făcut o anumită politică. Ce eu spun și în față. Cum, domnul? Și deci înțeleg că președintele dumneavoastră e Ion Iliescu și președintele dumneavoastră e Emil Constantinescu. Păi cam asta se înțelege. Nu, n-am spus asta, am spus că au fost după decembrie doi președinți. Unul Ion Iliescu, unul Constantin. Hai să ne oprim, vă rog să ne oprim pentru cel de-al doilea calup publicitar și după aceea vom continua discuția. Publicitate.
că așa n-ar fi. Hai, de-abia acum începem să spuneți, domnul Ponescu. Da, vreau neapărat să spun că vorbind corect despre trecut, nu înseamnă că eu vreau ca în viitor să reapară trecutul de până în 90. Nu. Da. Dar eu zic că o judecare corectă asupra tuturor perioadelor istorice ne ajută pe toți să depășim prezentul și să intrăm în viitor. Acum, eu personal să știți că susțin această refacere a terenurilor țărănești, pentru că eu susțin că statul românesc este ceva, s-o urma găsi și în alte nații, bineînțeles, este ceva pe care l-am pierdut, de unde e, asta constituia izvorul spiritualității românești. Domnul Cerveni, sunt foarte multe întrebări pe care mi le-au adus colegii mei, până acum încă n-am apucat să intrăm în legătură cu oamenii. Una din întrebări pentru dumneavoastră, de ce începe problema restituirii proprietăților cu anul 1945? Dacă se vrea dreptate, de ce nu se începe restituirea proprietăților anterioare anului 45, exemplu 1920? Păi pentru că nu vrem să fim acuzați, și asta este problema, că vrem să creăm marile moșii. Pentru că în 1945 toată lumea a fost de acord că terenul trebuie dat țara muncitor, adică celor care le lucrează, și e suficient ca o familie să poată să aibă o fermă de 50 de hectare. Asta n-am spus-o eu, regimul din 1945. Dar n-ați răspuns la întrebare. Asta e întrebarea. Eu sunt pentru restituirea din 45, că în 45 s-au distrus marile moșii și noi nu vrem, eu, Cerveni, nu susțin refacerea marilor moșieri, ci refacerea proprietății rurale în principal. Da, asta suntem de acord asupra acestei chestiuni întru tot. Bun. Hai să vă întreb altceva, pentru că tot s-a vorbit de criza morală și ceea ce s-a întâmplat în acești 50 de ani de comunism, de dictatură, cum spuneați dumneavoastră, referitor la dosarele securității. Să terminăm și cu această problemă și după aceea vom vorbi despre prezent. Dacă Ilescu ar fi făcut treaba asta în 1990, intra în istorie ca un mare reformator. Păi de credeți fapt, că era momentul 90? Imediat trebuia să o fac. Era în momentul 90? Dom'le, eu spun ce aș făcut eu. Deci ce trebuia să facă? El trebuia să facă câteva reforme. De pe timpul CPU-ului trebuia să facă câteva reforme. Nu, dar asta în legătură cu dosarele securității. Primul lucru care trebuia să facă asta, în 6 luni de zile trebuia rezolvat acest. Era nevoie în societatea românească 90 în 90 să aflăm cine au fost turnătorii, da, și așa mai departe? Da. Era nevoie. Nu pot. În primul să eliminau două lucruri. N-are nimic. Să eliminau două lucruri. Primul, posibilitatea de ținere în șah, în strună, a unor indivizi care au conlucrat cu securitatea și care jucau un anumit rol aici, adică această posibilitate de șantaj pe care o folosea, pot folosi organele represive, pe de o parte, iar pe de altă parte, deschiderea spre cunoașterea omului de lângă mine. Nu se poate să trăim cu senzația. Așa ni s-a inoculat în cap că din trei erau doi turnători. Bun, și dumneavoastră trăiesc cu senzația că? Eu personal trăiesc cu senzația că în jurul meu sunt oameni care... Când ați avut ultima dată această senzație? Tot timpul am. Da. Păi eu n-am avut-o niciodată. Să vă spun un banc adevărat. Pe calea Rahovei era un individ care întreba, nu vă supărați, unde este securitatea? Dar absolut peste clar. Tot. Peste tot. Hai peste să vă spun tot. Un banc. Păi peste tot a fost, domnul. Domnul Cerveni. E un banc dintr-o închisoare din anii 50 și ceva în România. Întuneric, zice, tu pentru ce ai fost închis? Zice, eu am spus că tovarășul Vasile Luca este un idiot. Tu pentru ce ai fost închis? Eu am spus că tovarășul Vasile Luca e un geniu. Da. Și tu? Și că eu sunt Vasile Luca. Da. Deci, dumneavoastră, ce părere aveți de dosarele securității, de accesul oamenilor la dosarele securității? Tovarășul Tucă. Eu sunt Vasile Luca. Deci, eu am venit într-o emisiune aici cu niște lucruri despre mine din dosar. Da. Deci eu n-am nicio greață. Mie mi se pare că mi-aș putea face opere complete dacă aș avea acces la toate dosarele care mă privesc. Niște colegi din presă m-au ajutat foarte mult ducându-se la groapa de la Berevoiești și găsind un dosar al meu acolo și începând să publice. Și cu cât publicau, cu atât își dau seama că eu devin tot mai mare. Că era acolo, de exemplu, povestea de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1987, unde se descria în amănunt ce vorbisem eu la ureche
cu, Dumnezeu să-l ierte, marele erarh român care a fost episcopul de Alba, Preasfinția sa Emilian. Deci eu eram, cum să spun, minut cu minut, cum se spune, monitorizat. Dumneavoastră. Dar, nu cred că în 1990 era tot mai dar momentul. Acum, pentru că... Acum nu cred că în felul cum sunt discutate lucrurile, poate stârni în societate vreo convulsie nimic publicarea acestor dosare. Nimic. Păi sunt director de ziare care... unul dintre mari intelectuali români, Alexandru Paleologu, am mărturisit, domnule, eu am absolut fost obligat și nimeni, mie nu-mi vine să-i zic nimic, Corunea păi Alecu, pe care îl și iubesc. Pentru că, sigur, s-au făcut și multe, foarte multe rele cu asta, dar s-au făcut și foarte multe obligate. Deci, unele dintre lucrurile care s-au făcut vor fi explicate. Vor fi explicate și să știți că această lege nu își propune să tragă la răspundere pe tot. Deci eu sunt, din acest punct de vedere, adept al purificării morale prin... tot se vor deschide odată. Ce să mai tot o sucin, să mai... Cum a zis Cristian Tudor Popescu într-o emisiune, că s-a așteptat ca PSM-ul să se opună. De ce se opune PSM-ul? De altfel, Cristian Tudor Popescu, care este într-o formă extraordinară, l-am văzut ieri și la Observator și la emisiunea dumneavoastră și m-a tulburat. Hai să intrăm în legătură și cu telespectatorii. 230-1844, 230-3202, 230-7248. Ați avut noroc în seara asta că am herpes, domnul Păunescu și domnul Cerveni. Unde aveți herpes? La herpes, unde poți să ai un herpes? Unde este? A, la gură. În partea domnului Cerveni aveți herpes. Da, acolo mi-a fost mai greu să... Dar oricum a fost de ajuns pentru că s-au ciocnit, cum să spun, cumva și generații și un liberal și un socialist. Această problemă a restituirilor ține de liberalism. Da, pentru că ține într-un fel... Azi zic un da, da. Nu. Da sau nu? Nu, dar vreau să spun că nu e chiar parte de doctrină. Nu, și de ce vă întreb? Pentru că este și problema Partidului Național Țărănesc. Nu, pe asta vreau să... De-aia am zis un da așa. Nu ține de doctrină neapărat lucrul ăsta. Însă liberalii militează pentru acest lucru pentru că noi considerăm că societatea nu se poate construi fără proprietate. Și începem cu asta. Și noi considerăm că societatea nu se poate construi fără proprietate mixtă. Hai să vă întreb, acum este, cum să zic, problema finală a discuției. Țineți cu PD un război, PD, PNCCD, de partea cui eu sunteți? Eu nu țin cu niciunul. Toți sunt niște, am spus eu, o gașcă. Și PD-ul și PNCCD-ul? Sau mai multe. Toți sunt o gașcă. Guvern care de gașcă. Toți, domnule, guvernanții sunt guvern de gașcă. Eu am așteptat să... Nu e vorba numai de guvernanți, că ei se ciocnesc totuși două partide, PNCCD și PD. Nu intru în partid, că nu sunt vinovați partidele, sunt vinovate partidele. Acum de ce face gașca? Nu e asta, gașca guvernamentală. Hai să vedem ce zice domnul Păunescu. Nu cred că... Nu știu dacă e chiar atât de derizorie afacerea lor încât să le zicem gașca. Domnul Păunescu. Și eu nu cred că PD-ul e la fel de vinovat ca PNCCD. Dați-mi să termin. Da. Permetați. Vă rog. Deci, eu am făcut multe polemici cu PD-ul. Am atacat în prima perioadă când era la guvern pe Petre Roman. Am făcut pamflete. L-am făcut în toate felurile, dar nu pot să nu recunosc faptul că în momentul în care a început, nu știu din ce motive. Cum se spune că Băsescu și nu știu ce. Eu n-am, cum se spun, n-am de ce să fac din chestia asta, să minimalizez chestia asta. Când a început să spună viciile guvernării, deși sigur că și el a participat un an la chestia asta, stați o clipă. Eu nu pot să nu remarc că e o deosebire între cei care o țin așa, cu îndărătnicie, cu frenezie, fără Ciorbea nu se poate, Napoleon a murit și lumea a continuat să meargă înainte, Victor Ciorbea nu poate fi scos de la guvernare, că se împiedică România și cade în băltoacă. În momentul ăla când s-au despărțit apele, eu nu pot să nu remarc faptul că tocmai cei mai harnici dintre miniștri au pus cele mai multe probleme. Hai să dau drept la replică. Pentru că nu v-am atacat. Nu, trebuie la replică la conceptul pe care l-ați exprimat. Eu am spus gașcă, nu? E cam dur, nu? E dur, da. E dur, foarte dur.
Caragiale, prin, nu știu care din ei, prin Trahanache sau prin care, o societate fără principii, care Vasică nu le are. Ăștia n-au principii, domnule. Asta e adevărat. Ăștia n-au principii și o guvernare fără principii, care Vasică nu le are. Dar gașcă are principii. E gașcă. Gașcă principii. Vai, gașca, sigur, n-au niciun gașca, să le meargă. Fugi, domnule. Păi să le meargă lor. Asta nu-i principiu, domnul. Păi, domnul. Asta e un interes minor, mă, meschin. Un interes minor poate fi exprimat de un principiu. Domnul, eu vreau să... N-au principii. Nu. Eu și nu pot, eu nu pot. Domnule, eu și în chestia lui Adrian Severin. Eu am văzut un semnal de alarmă. E, ce să spun? E, semnal de alarmă, un ministru care nu făcea a doua zi divulga numele, deci da demisia în Occident. Nu vorbiți așa cu mine cu ce să spun și nu știu că nu e cazul, nu. Noi ne... Nu, domnul Păunescu. Sunteți prea oral cu mine. Nu, știi ce a fost în seara asta? Haideți că e cineva de la Constanța aproape la simpatie. Telefon. A, da. Pentru că de-aia mea... Când nu mi-am controlat... Dar știi ce înseamnă empatie, domnule? Nu vă acuz, doamne, iertă. Nu, dar eu vă spun așa, cu Adrian Săvin, doar o clipă. Nu mă arătați cu degetul pentru că o să vină cineva să spună că n-aveți dreptul să arătați cu degetul. Da. Da, așa v-ar plăcea. Deci, eu aș vrea... Mersi. O să-ți fac și eu niște observații de mintele. Vă rog. Nu mai ține de jucuri. Deci, fiecare ține de jucuri. Deci, în legătură cu chestia asta cu deciul e așa de... Deci că... Care vă să zic că... Asta se observă acolo unde e timp să se observe. Haideți, domnul Ponescu, am glumit. Eu cred că Adrian Severin nu trebuie privit așa. Nu-mi privesc. E o persoană e care devine personalitate prin v-am spus că nu, când am zis guvern de gașcă, ca și cum m-aș fi gândit la individ. Domnul Ponescu, nu asta apărăți toate cauzele pierdute, domnule. Observ de la o vreme încoace. Da? Vorbesc serios. Ce înseamnă cauze pierdute? Păi, și Adrian Severin... Cauza lui Adrian Severin. Eu l-am atacat când eram floare. Dar de nu-l atac deloc pe Adrian Severin. Eu spun că n-a procedat ca lumea. Și avem pe cineva din Constanța la telefon. Da. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara, vă ascultăm! Bună seara! Da, vorbiți mai tare pentru că nu se aude aproape deloc. Bună seara, invitaților, și bună seara și dumneavoastră, domnule Tucă. Bună seara! Vreau să lămuresc întâi două lucruri și să și întreb în același timp și apoi îmi răspundeți după ce închid telefon. Despre spiritul de turmă al românilor în general. Asta, ce puteți spune când se sugerează, se induce că Victor Ciorbea ar fi principalul vinovat, n-a fost vinovat acum o lună, este vinovat acum după ce a fost demis Traian Băsescu, în sfârșit, acum este vinovat. Asta e una. Vreau să știe toată presa și să căutați dumneavoastră, domnule Tucă, în special, rezoluția 1096 din 27 iunie, se numește rezoluția 27 iunie 1996, vă rog frumos să notați, domnul Tucă. Da. Rezoluția Severin de la Consiliul Europei, când domnul Severin a cerut retrocedarea caselor, pământurilor, legea lustrației, dânsul acest... Și eu m-am opus. Politica duplicitară pe care o duce acest Partid Democrat în țară. Deci e un lucru foarte important care nu se spune. De ce e afară... Dumneavoastră ați mai intrat pe fir zilele trecute? Nu. Vă rog. Nu? Nu, e prima dată. Vă rog, continuați-vă ideea. Nu. Bun, asta ar fi a doua problemă, a treia problemă. Cum se explică faptul că România e singura țară din Europa care nu retrocedează casele, pământurile, care bisericile nu le retrocedează? Iar majoritatea populației, fiindcă s-au făcut foarte multe sondaje... Ce biserici se retrocedeze, domnule? Poftiți? Ce biserici se retrocedeze? Catolice, domnul Tucă. Catolicilor, că și ei sunt... Vă rog. Așa. Deci, consider că românii sunt foarte toleranți. Din sondaje am înțeles că 60-70% sunt pentru retrocedarea caselor și numai o mână de politicieni interesați, cum sunt cei din Partidul Democrat, nu vreau să aduc acuze, dar ăsta este lucru. Faptul în sine. Și îmi pare rău și pentru domnul Păunescu, nu vreau să atac pe nimeni, dar chiar și fiul dânsului a primit casă pe timpul regimului Iliescu, fără să aibă acel drept. Deci hai să punem lucrurile la punct. Eu vă mulțumesc, domnule Tucă, și sper că n-am fost obraznic. Nicio problemă, vă mulțumim pentru întrebări, bună seara. Dacă ne spunea și cum ne vă cheamă, era chiar interesant. Domnul Cerveni, despre spiritul de turmă al românilor. Chiar că spiritul de turbă... Apropo de ceea ce se spune despre Victor Ciorbea, că trebuie înlocuit și toți spun că trebuie înlocuit. Domnule, Victor Ciorbea, din punctul meu de vedere, trebuie înlocuit din mai multe motive. Unul și cel mai important este că, din punctul meu de vedere, și l-am lăudat pe Victor Ciorbea, l-am felicitat când a fost promovat, dar nu e bun de prim-ministru, domnule.
Poate fi bun de orice altceva. Mie mi se pare că nu e bun de prim-ministru. Și în al doilea rând, se pare că, și asta este punctul de vedere, se pare că ieșirea lui de la guvernare ar face posibilă o înțelegere în coaliție. Da. Domnul Păunescu, de ce este România? Păi vreți înțelegere între aia din gașcă? Eu personal, mi-a spus părerea mea în legătură cu nevoile de guvernare actuale. Dacă mă întrebați pe mine în continuare, eu spun că singura problema din România se va rezolva, dacă se va rezolva, la alegerile următoare. Domnul Păunescu, de ce România este singura țară în care n-au fost retrocedate proprietățile? Dar nu e adevărat. Nu e adevărat. Era întrebarea telespectatorului. S-au retrocedat proprietăți și nicăieri nu s-a făcut ceea ce se tot spune prin România că s-a făcut în Cehia. S-au luat măsuri pentru ca acolo unde s-a putut să se dea înapoi proprietățile să se dea și unde nu s-a putut să se găsească o formulă de recompensă. Iar venim la principiu. Iar ce a spus în legătură cu fiul meu, că n-a primit nicio casă casă cedată, nicio casă naționalizată, a primit un apartament într-un bloc construit în urmă cu 35 de ani, 40 de ani, ca orice om care are doi copii și trebuie să-și gândească viitorul. Nu e nicio... Deci nu are legătură una cu alta. Eu nu susțin, de exemplu, că trebuie dați afară proprietarii din cele două case pe care le au, că trebuie făcut ceva în așa fel încât chiriașii să fie, să disprețuiască pe proprietari. Eu cred că trebuie găsită formula care să împace pe toată lumea. Noi liberali o găseam. Și despre noi, dacă fi la putere, știți care este lucrul pe care îl propunem noi? Să construim în așa fel încât să le oferim tuturor posibilitatea de a-și bine merita recompensele și liniștea. Pentru că ceea ce se întâmplă cu chiriași este o nenorocire. Da, de cu aia care au apucat să cumpere, acum sunt chemați unii dintre ei considerați cumpărători de reacredință. Nu chiriași au fost jefuiți. Au fost jefuiți proprietari. Asta și chiriași au fost jefuiți, domnule? Nu. Ar fi dacă nu se rezolvă problema cum trebuie. Nu se rezolvă niciun fel. Au murit oameni de mare calitate. Mare artiști ai României au murit pentru că au fost dați afară de casă. Eu consider că toți chiriașii trebuie satisfăcuți și se poate. Păi cum se poate dacă nu construim nimic? Domnul, v-am spus cum să facem. Prin credite. Despre rezoluția... Așa, eu am atacat atunci chiar la Strasburg legea lustrației propusă de Adrian Severin. Am scris în țară, în ziarul Vreme, am făcut scandal mare, pentru că eu cred că singura care trebuie să funcționeze este legea valorii. Și că oamenii nu sunt așa de inconștienți, o clipă, încât să meargă pe mâna unuia care e pătat de sânge sau e vinovat sau este dator unui serviciu secret străin sau român. Deci eu am zis că legea lustrației este o foarte mare diversiune. Am spus acolo și spun și aici. Ceea ce s-a întâmplat în Albania e o dovadă. Au realizat-o toți, domnul. Eu nu știam că o să ajungem la aceste forme de guvernare. În 1990, de la Mănăstirea Pasărea, am făcut un apel la foștii conducători comuniști care ieșise în față după Revoluție. Și le-am spus, domnilor, 5 ani, 7 ani, stați deoparte, domnilor, nu vă ia nimeni gâtul, nu vă ia nimeni capul, nu creiați, nu turburați. Ce vi spuneți și dumneavoastră, dacă sunteți așa? Vă dau un exemplu. Da. Ce vină are Ștefan Andrei, domnul Cervinic, să nu mai poată fi folosită experiența lui, mintea lui extraordinară? Nu mai poate, dar 5 ani trebuie să stea deoparte. Păi și nu a stat deoparte prin pușcării? Păi asta e altceva, nu vorbim de ce se... Au trecut 5 ani. Știți, eu... Dar ce vină a avut el, domnul? A făcut politică externă de deschidere către Occident? Eu dacă stau aici la masă cu dumneavoastră, este din cauza unui fost colonel de securitate. Dacă nu era colonelul ăsta de securitate, eu, Cerveni, în 84 eram arestat și cine știe care era soarta mea? Omul ăsta n-a vrut să mă areseze, că i-a dat cazul vinovat și a făcut numai necazuri. Dar să nu spune că securitatea, dacă mi-a făcut mie acest ofițer de securitate un serviciu, securitatea nu este aceea ce știm noi că a fost. Da, nici culpabilizarea întregii securități. Desființarea imunității acestei țări problema, nu reprezintă modalitate. Culpabilizarea generală, am impresia că o cerea Iliescu.
Aia nu e adevărat. Ba da, spunea, toți suntem vinovați, toți am greșit. Domnule, eu știu... situația să-l apăr. Nu, da, l-apărați degeaba. L-apărați degeaba pentru faptul că... Dar n-a făcut asta. A, păi mi-a spus o mie, domnule. Și dacă veneau cei care acum sunt la putere din 90, ce făceau? Nu, mai bine, că se vedea că nu sunt în stare să facă nimic. Da, domnul... Da, se vedea că nu sunt în stare, ăsta e adevărul. Domnul, că deocamdată, domnule, guvernarea țărănistă la ora actuală, a împănată cu PD și cu UDMR și cu puțin liberali care nu fac nimic, a demonstrat că nu a fost în măsură să guverneze cum trebuie această țară. Oricum ar lua-o noi, de simpatie, de antipatie, nu au fost în stare, domnule. De ce nu au făcut-o? Sunt o mulțime de cauze. Asta este problema. Avem un alt telespectator la telefon. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Domnul Tucă, bună seara dumneavoastră. Bună seara invitaților dumneavoastră. O întrebare. Cum vă numiți? Ce spune dumneavoastră și ce spune domnul Păunescu? Să înțeleg că țara asta a început din 1944, din 1945. Eu știu că strămoșii mei s-au bătut cu turcii, s-au bătut cu fanarioții, s-au bătut cu nemții și au murit pe diverse fronturi. Pentru ce să mă mai bat eu și copiii mei, ce să mai apărăm? S-au bătut pentru pământul țărăieștia, strămoșii mei. Bun, și... Unde sunt drepturile câștigate de ei? Țara asta n-a început, nu începe decât astăzi, nu începe decât cu comunismul, nu începe decât cu Iliescu, nu începe decât cu Constantinescu. Dar cum vă numiți? Cum vă numiți? Mihai Popescu. Din București, da? Da. Bine, domnul Popescu, vă mulțumim pentru întrebare. A doua întrebare, da? Mai am una. Da. Nu credeți că aceste pământuri, care sunt majoritatea astăzi în IAS-uri, au fost promise unui anumit electorat care își cere astăzi drepturile și care a luat oamenii și i-a dus cu turma la vot? Deci aș vrea să răspundă și la întrebarea. Bun. Mai aveți vreo întrebare? Nu. Da. Vă studați pentru emoții. Vă mulțumim pentru întrebări, bună seara. Vreau să vă spun, stimate domnule Mihai Popescu, dacă am înțeles bine, da, că lucrul pe care spuneți dumneavoastră acum, am încercat să-l spun în urmă cu 15 ani într-o carte a mea, unde spuneam așa: țara asta nu e un teatru ca purtat și nume DAC, n-am făcut-o în 44 prin cădere din copac. Deci am avut același sentiment pe care l-aveți și dumneavoastră, că țara asta nu s-a făcut în 44, cum nu s-a făcut nici în 38. Dacă s-a făcut cândva, așa cum ar trebui ea să fie la modul ideal, s-a făcut la 1 decembrie 1918, când au fost împreună toți românii de pe pământ. Dar ceea ce spuneam eu este că nu trebuie să eliminăm nicio perioadă a istoriei din discuția noastră. Și nu spun acum prima oară treaba asta, am spus-o și într-o poezie mai veche și niște articole care au apărut în vremea în Flacăra, Istorie prin adăugire, în care ceream dreptate pentru Ferdinand, pentru Brătieni și pentru Maniu. Dar asta nu înseamnă că nu pot cere azi dreptate pentru Ștefan Andrei. Nu pot, adică nu pot să fiu liniștit. Aveți că drept... știu că artizanul unei politici externe cum n-a avut România. Eu sunt de acord că dumneavoastră trebuie să cereți dreptate pentru Ștefan Andrei. Aveți dreptate. Că nu toți cei care au slujit comunismul au fost niște... Dar nu e vreo că au slujit comunismul, dar a slujit țara, domnul. Mă rog, țara. Cine a făcut deschiderea? Uite, să vă fac... Țara în timpul comunismului. Asta e altceva. Așa, bun. Acum, în legătură cu IAS-urile. Și nu numai el. Dacă au fost promise în campania electorală... Eu personal nu știu că a fost compromis. Noi nu le-am promis, însă am promis că dăm pământul cetățenilor, adică celor care îl merită. Eu personal consider că IAS-urile... Cine merită pământurile? Țăranul român, domnule, că să refacem satul, domnule. Satul care este izvor de... Și ați dat pământurile de până acum? Lăsați-mă să vă spun. Nu, pentru dacă e guvern incapabil. Ce facem? Un guvern incapabil. Eu vreau să vă spun că IAS-urile ar trebui să vă refacă, domnul Păunescu, ar trebui să refacă nevoia de pământ a celor de care vorbeați, de lăpăstuiților. Da. Hai să intrăm în legătură cu telespectatorii. Bună seara! Alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Sunt din București, mă numesc Florin Bogdan, am 30 ani. Aș vrea în primul rând să salut invitații noastră, să-l întreb pe domnul Păunescu
ce părere are despre cei morți la canal și cei morți în beciurile securităților și în toată țara, de poate să stea de vorbă în contradicție cu domnul Cerveni pe ce a fost bun în timpul comunismului. Deci comunismul nu a avut nimic bun. Deci nu avem cum să uităm așa ceva. Nu are nimeni cum să uite. Nu știu ce nu vede domnul Păunescu bun astăzi aici, în țară. Deci România, după părerea mea, a avut, este țara cu cele mai mari oportunități pentru toată lumea, indiferent de situația materială sau socială a fiecărui om. Deci un om care a vrut să muncească, să-și facă o situație, a avut posibilitatea să aibă două, trei serviciuri care nu au, la care nu a plătit impozit. Nu există așa ceva în lume. Două, trei serviciuri? Da, deci nu se putea munci. Spuneți-mi dată, n-ați văzut om care să muncească dimineața undeva, seara undeva? Dacă vrei să faci ceva? Bun, asta e tot, da? Da, mulțumesc. Vă mulțumim pentru întrebări. Bună seara. Îmi permiteți să răspund? Da, vă rog. Da, domnul, fără să reiau din ceea ce a spus omul nostru, interlocutorul nostru, vreau să vă spun da, că în țara românească, aceea dinainte de 1938, și domnul Păunescu, să mă contrazică dacă n-am dreptate, veneau toți din toată lumea. Veneau greci, veneau bulgari, veneau nemți, veneau veneau și găseau trai bun aici. Deci nu mai plecau, nu. Fiecare colț din țara asta avea niște străini pe care nu le adusese nimeni, decât cine știe ce motive pe care le-a avut la ei în țară. Și găseau aici pace și liniște. Nu, mă puneți, eu o să fac o emisiune despre perioada interbelică asta. Cea mai frumoasă perioadă a fost, domnule. O să vedeți că nu e chiar așa. O societate fără a fi criticată nu există. Nici utopia, nu, cred, dacă a fost așa, o realitate. De departe de a fi așa. N-a curs lapte și miere în perioada interbelică. A fost cea mai reușită perioadă din istoria modernă a României. Când instituțiile erau instituții... Și care sunt celelalte perioade? Asta putea e. Să fie. Păi de acuza, nu? Avem și perioada 1948. Cum să nu? Mai avem. Și nu avem și până la 1918 perioada sau ce? Păi nu putem să... Eu dau această perioadă, că eu dau perioada România Mare, domnul Tucă. Nu, dar vorbeați de Carol I, domnule. Perioada aia... Era așa, e foarte frumoasă. Certurile din Parlament. Da, era foarte... Între Ardeleni și Basarabeni. Sunt firești, domnule. Mă rog. Da, sunt firești. Eu vreau să vă spun că perioada lui Carol a fost extraordinară. Dar eu mă refer la România Mare, adică circumscriu discuția noastră la România Mare, care a fost după primul război mondial. Că dacă ar fi să merg înapoi, sigur că vă găsim elemente care arată că Carol I, regele Carol I, transformase vechiul regat, ca să folosesc termenul care a folosit atunci, într-adevăr într-o țară prosperă, într-o situație excepțională. Asta este adevărul. Dar nu aia era problema. Noi vorbim de România Mare. Din păcate, cei mulți, domnule Tucă și domnule Cerveni, n-au niciodată unde să exprime. Și geamătul lor surd dispare odată cu perioada. Cel care m-a întrebat, domnul care m-a întrebat, vorbește, din păcate, nenuanțat și am impresia că și în necunoștință de cauză pare a fi clientul unei emisiuni de televiziune care îndoctrinează negativ. Nu este adevărat că perioada de până în 1989-1990 se reduce la beciurile securității și așa mai departe. Nu e adevărat. Nu e adevărat și nu este corect. Iar dacă e vorba să spunem ce s-a întâmplat rău în perioada aia, ce lucruri groaznice s-au petrecut, puneți mâna și noastră, stimate telespectatori, pe o carte a unui scriitor, să zicem, ca Marin Preda, sau carte de poezie a unui Adrian Păunescu, și veți vedea că s-au spus cele care trebuie spuse chiar atunci. Numai că nu totul a fost beci de securitate. Domnul Păunescu, nu e adevărat. Eu n-am fost unul din cei care am suferit la securitate și nici nu mă laud cu chestia asta. Eu am suferit 5 ani. Dar am fost bătut de câteodată. Dar eu am asistat la ce s-a întâmplat în securitate. Nu are egal. Care este ultimul moment în care vă amintiți că lucrurile stau așa? Deci când? E ultimul moment în care ați văzut că... Păi eu nu pot să mai spun lucrul ăsta de eu, ce am văzut. Eu am venit în 54, am fost eliberat. Dumneavoastră spuneți omului că... Păi în 54... Păi nu, că dacă dumneavoastră da, un intelectual, dumneavoastră un om drept, spuneți lucrurile cum le spuneți, fără nuanță, omul
Care are 30 de ani? Crede că e adevărat că în 80 beciurile gemeau de pușcăria și nu e adevărat. Eu nu pot să spun lucrul ăsta. Eu pot să spun că până în 64 așa este. Beciurile securității erau arhiprime. Așa e, domnul Cerveni. După 64 a început nuanțări. Asta e tot. Au murit și după 64 Nu spun că e perfect ce s-a întâmplat. Au fost groaznic, lucruri groaznic. Bine, nu mai era nevoie. Domnule, dar dânsul mi-explică mie, domnul Tucă. Dă-mi voie, domnule, odată să vin cu dosarul. Nu mai era nevoie, domnule. Ce-am pătimit eu, domnule? Da, și tu din dosar. Ei, nu, dar nu, cred că nu e atent. Că n-a fost atent la chestia asta. Dar perioadele nu sunt, nu sunt totuși la fel. Nu sunt, da. Păi asta este. Bună seara. Alo? Da. Bună seara, domnul Tucă. Bună seara, da. Domnul Tucă, sunt Adrian Mihalcea din București și am o întrebare în primul rând pentru dumneavoastră. Domnul Tucă, vreau să vă întreb, domnul Iliescu, atunci când a fost invitat la emisiunea dumneavoastră în legătură cu evenimentele din decembrie, când a spus că, Consiliul Frontului Salvării Naționale a făcut și de ce a dispus de omorârea soților Ceaușescu, nu ar trebui să răspundă penal pentru ceea ce a spus? Ați reținut foarte bine ceea ce a spus domnul Iliescu atunci. Da, asta e întrebarea, dacă e să răspundă penal sau nu. Da, asta este întrebarea și aș vrea și o întrebare pentru domnul Păunescu. Vă rog. Ce crede domnul Păunescu că a făcut bun domnul Iliescu în acești 8 ani sau 7 ani de când a condus țara? Că practic a fost un dezastru total. Eu nu știu, nu văd nimic bun în ceea ce a făcut. Și plus de asta, toată Europa și, mă rog, în toate cercurile internaționale am fost dați înapoi. Toată lumea a spus că nimic nu s-a vrut, nu s-a vrut să intrăm în NATO, nu s-a vrut să intrăm în Uniunea Europeană, nicăieri. Deci, da. Practic, domnul Iliescu, 8 ani de zile ne-a ținut pe loc. Și una pentru domnul Cerveni, aș vrea să-l întreb, nu crede că și-a pătat onoarea de om politic apărându-l sau vrând să-l apere pe Iskandarani și pe toți cei care, mă rog, au fost fără doar și poate vinovați de fraudele și de tot ce au făcut în România? Câți ani aveți? Câți ani aveți? 30 de ani. O să vă răspund că îmi face plăcere că aveți 30 de ani, că o să sper că o să vă lămuriți acum. Vă mulțumim pentru întrebări, da. Domnule. Da, bună seara și eu vă mulțumesc. Bună seara. La întrebarea răspundeți tot dumneavoastră. Dacă e vinovat sau nu, dacă nu trebuie acuzați pe... Eu vreau să vă spun și nu insist asupra acestui lucru, că aici, la emisiunea dumneavoastră, într-o... Dar tot se întâmplă aici. Păi da, într-o discuție care am avut-o cu domnul Iliescu, i-am spus personal, și asta i-am spus-o cu prietenie și nu cu dușmănie, mi-ar fi foarte greu să vă apăr dacă vi s-ar face un proces pentru moartea soților Ceaușescu. Așa că cu asta am spus tot. Mi-ar fi foarte greu să-l apăr. Nu am spus că neapăratul se facă proces. Acum să spun... Da, terminați dumneavoastră, da. Că răspunde după aceea. E apărarea domnului Păunescu după aceea domnului Dacă Iliescu. Telespectatorul nostru are 30 de ani și dacă până acum n-am învățat că în toate constituțiile democrației din lume sunt câteva elemente de care trebuie să ținem. Dreptul la apărare, dreptul la imagine și prezumția de nevinovăție. Și ar fi dat perfect de bine seama că un avocat care se respectă, indiferent dacă face sau nu face politică, poate să apere pe oricine. Așa se întâmplă în lume, așa se întâmplă în Occident, în tot Occidentul, în America, unde luăm model de democrație, așa se întâmplă și în România interbelică, unde mari avocați sau avocații, nu mai spun ca să nu mai... mari avocați, erau și oameni politici și parlamentari și nimeni nu s-a întrebat de ce l-a apără păcutare. Că dat numele lui Iskandarani, nici până la ora asta Iskandarani nu e condamnat. Și atâta timp cât un om nu este condamnat, nu poți să-i spui că e vinovat, vinovăția stabilește către judecător. Ei suntem într-o mare greșeală, o mare gafă și una din greșelile mele grave pe care le-am făcut este că m-am luat după cei care îmi spuneau că n-am dreptul să apăr pe Iskandarani. La urmă tot v-au dat afară din convenție, da. Era un pretext, da. Da, dar cea mai tristă sintagmă a omului care v-a întrebat era aia:
Iskandarani este vinovat fără doar și poate. Da. Deci dumneavoastră știe de acasă, da. Luându-se după da, sigur că da. Presa, presa obligată da. Să scrie în fiecare etapă ce zice unul, ce zice altul. Și știe de acasă cât de vinovat e este Iskandarani. Sau cât de vinovat este oricare. Oricare din alt. Dar în același timp mă întreabă o chestiune care, mă rog, nu era cazul să îmi fie pusă mie, că nu sunt bun, atunci nu răspundeți la ea. Nu vreau să spuneți, nu răspund. Nu, 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 că nu vreau să par vinovat de faptul că... Dar a trebuit să-l apărați pe domnul Ilescu pentru că are gripă și măcar în situația asta. Sau a fost la dentist când am avut noi manifestarea aceea în piața Palatului, în piața Revoluției. Deci eu cred că domnul Ilescu a făcut destule greșeli, dar cred că a făcut și câteva lucruri excepționale, mai ales în perioada 1993-94, care ne-au scutit de un dezastru național. Deci eu cred așa, că domnul Ilescu, greșele nu vreau să le mai discut, toată lumea le discută, acum este fost președinte, prefer să-l apăr în ceea ce a făcut bun. Domnul Ilescu a găsit prin felul dumnealui complicat, șovăitor de a pune problemele, a găsit calea de a nu se iugoslaviza România. În 15 martie 1990 și în perioada din jurul acestei date, eram destinați unei iugoslavizări care ne-ar fi costat probabil nu numai multe vieți omenești de români și de maghiari din Ardeal, dar și o situație instabilă pentru o foarte lungă perioadă de timp. Eu am spus așa, că nu mi se pare, de exemplu, un mare președinte, domnul Havel, pe care îl prețuiesc literar, dar care a apucat, din punct de vedere al istoriei acelor două entități de azi, fosta țară, Cehia, Slovacia, Cehoslovacia, a apucat să fie președintele unei disoluții și al unei spargeri de o violență mult mai mare decât o arată catifeaua cu care este blagoslovit domnul Havel. Ce ar fi zis istoria României despre Ion Iliescu dacă așa ca și Cehia și Slovacia s-ar fi rupt Ardealul de Muntenia și Moldova? Ce ar fi zis? Deci din această perspectivă eu cred că în ciuda faptului că am o părere, aspră despre felul cum a fost asasinat Nicolae Ceaușescu, eu cred că Ion Iliescu a fost o persoană mai degrabă benefică a perioadei, chiar dacă el nu a făcut și nici nu era el cel îndrituit să o facă toate reformele pe care le aștepta dreapta sau le aștepta poporul, poate că chiar poporul le aștepta. Vă mulțumesc. De la dumnealui. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, domnule Tucă, și invitațiilor noastre, îmi cer scuze pentru emoții. Vă rog! Domnule Tucă, am și eu două întrebări în legătură cu retrocedarea pământurilor. Spuneți-mi, cine a beneficiat de pe urma acestor legi? Deoarece eu am locuit pe șoseaua Odăi până în 1985. Atunci am fost demolați. Nici în ziua de azi nu ne-au fost date pământurile înapoi. Locuiesc într-un apartament cu două camere chiar în, lângă Antena 1 aici. Bunica mea încă trăiește, are 90 de ani, nu mă pot plimba tot timpul cu ea la primărie. Bun. Am înțeles. Cine beneficiază de pe urma acestor legi? Cine controlează ca legea fondului funciar să fie respectată și pusă în aplicare de către membrii Comisiei Fondului Funciar și mai ales de către primarii comunei respectivă. Am înțeles, vă mulțumesc pentru întrebare. Majoritatea membrilor din comisie și-au luat pământurile, le-au vândut. Noi nici măcar nu putem să intrăm în posesia lor. Dă vina pe sectorul 1. Sectorul 1 ne trimite la Otopeni și până la urmă, de ce atâta balamuc pentru această lege de retrocedare când oamenii de rând nu își pot lua pământurile înapoi? Vă mulțumim pentru întrebare. Mulțumesc. Bună seara. Tot și îmi cer scuze. Nu e nicio problemă. Bună seara. Domnul Cerveni. Structurile administrative și organele judecătorești n-au fost la înălțimea restituirii terenurilor agricole. S-au făcut 6-700 de mii de procese. Asta dovedește că legea fondului funciar a fost proastă, iar aplicarea ei a fost și mai proastă.
Că nu, o lege se face ca să creeze pace între oameni, în relație dintre oameni. Ori asta, dacă genera 700 de mii de procese, să mă ierte Dumnezeu, corect, asta, nu este, asta nu este o lege, da, ca lumea. Dar făcut, deși, pământurile acestor oameni, da, trebuie, și, trebuie date cu siguranță. Sigur, asta și restituirea, asta e categoria, și restituirea acestor pământuri s-ar face mult mai ușor dacă în guvernarea actuală s-ar găsi metoda, și se poate găsi dacă vrea să caute, ca să se termine cu această ceartă gâlceavă pe pământ, așa de 8 ani, care durează de 8 ani. Până să luăm un alt telefon, până să vorbim iarăși cu oamenii la telefon, am câteva întrebări primite, așa cum vă spuneam, de la telespectatori până la momentul intrării cu ei în legătură. E o întrebare pentru domnul Păunescu, care am să vă pun dumneavoastră, domnule Cerveni. Considerați că ceea ce se întâmplă în societatea românească la ora actuală este o continuitate a luptei pentru putere declanșată în 22 decembrie 89? Lupta pentru putere există tot, întotdeauna, dar că e continuată din 22, de ce să nu înceapă la 20, la 3 noiembrie? Hai să vedem cum ar fi. Eu nu consider continuă, că nu e continuată. Cum răspunde cel care a fost adresat într-o Eu cred că lupta politică este un fapt firesc. Nu cred însă că lupta politică trebuie să țină loc de activitate economică, de viață culturală, de dreptate. Deci eu cred că lupta politică este absolut necesară. Ea face parte din jocurile crâncene ale societății, ale statului de drept, dar ea nu este singura activitate cu care trebuie să îndelincească oamenii. Eu, dacă până la alegerile care simt că vor veni, nu voi reuși, așa cum v-am promis, să conving pe oamenii care cred în stânga de viabilitatea soluției Partidului Socialist al Muncii, mă las de politică. Și eu fac la fel, domnule. Eu, dacă nu reușesc, uite, vă spun aici, eu dacă nu reușesc ca să contribui la unificare mișcări liberale, pentru că la alegerile viitoare să prezinte unit, eu mă las de politică. Mie politica nu mi-a adus nimic, domnule. Eu pierd în politică, eu dau. Și mie, domnul, da, mi-a luat dreptul, deci, de a fi al tuturor. Deci în condițiile în care nu se face partidul ăsta liberal, pentru care nu mai am somn noaptea ca să-l văd făcut odată, eu nu mai am, de ce să mai, nu mai mă duc în politică, de ce să mă... Bună seara! Bună seara! Sunt două angajamente foarte interesante. Da. Vă ascultăm. Deci aș vrea să întreb pe domnul Cerveni. Cum vă numiți? Haideți, vă rog, în momentul în care... Iertați-mă o secundă. Da. În momentul în care sunați, vă rog să vă prezentați, pentru că cred că mi se pare e firesc să fie așa. Vă rog. Mă numesc Adrian Tudor și stau în Pipera, în apropierea pădurii Băneasa. Așa. Și vreau să-l întreb domnul Cerveni, referitor la cele 50 de hectare. Nu credeți că o să se întâmple ce s-a întâmplat și cu cele 10? Adică, la noi în Pipera, cazul nostru, nu s-au dat pământurile celor care au avut, s-au dat deportaților, răniților în Revoluție și așa mai departe. Deci nouă ni s-au dat acțiuni. Am înțeles. Dumneavoastră, cei care? Am avut. Deci bunicii noștri au avut pământ aici. Păi spuneți, dumneavoastră, cei care... Da. Bun. Da, domnul Tudor, altă întrebare? Asta e tot. Și nu știu dacă am înțeles bine. Adrian Păunescu s-a referit la un moment dat celor care nu au avut sau nu au, deci părinții nu au avut ce să le lase sau, eu cred că la Revoluție, deci în 89, am cam plecat toți egali. Nu, pe cineva avea mare lucru. Adică? Deci să ajungem iar la zero, deci nu știu, să luăm toți de la egal. Nu știu, deci am avut impresia la un moment dat că dânsul s-a referit de ce se întâmplă cu acești oameni care nu au avut nimic moștenire. Ei ce să primească, asta am zis. Da, ei ce să primească. Deci să nu uităm că acum 8 ani am cam plecat toți cam de la același nivel. Nu, dar li s-a promis și celor care n-au că li se va da, că vor fi împroprietăriți tinerii, familiile tinere și că vor fi niște oameni pe picioarele lor. Asta am spus, ia că vor avea și ei proprietă. Ia seule, noi dacă venim la putere, mulțumim, domnule Păunescu, eu vă spun că toți tinerii care vor să-și facă o gospodărie rurală va primi, va avea
înlesnirea să aibă aceste hectare pe care le dorește. Prin sistemul pe care liberalii știu să-l folosească. Acum să răspund la întrebare cu 50 de hectare, că asta a fost întrebarea. Da. Eu mă tem de lucrul ăsta. Pentru că mă tem că modificările legii fondului funciar la ora actuală, odată trimise spre aplicare, să nu dea rezultate negative, așa cum a ajutat legea 18, da. Legea fondului funciar. Sigur că există riscul ăsta, dar asta dovedește că oamenii nu înțeleg că în momentul în care trimiți spre aplicare o lege, cei care sunt chemați să o pună în aplicare să fie capabili să o facă. Când s-au înființat CAP-urile, s-a luat totul de la țărani. Acum, în ce fel se face restituirea, dându-se niște hârtii? Pe lângă terenurile care se restituie, n-ar trebui să se restituie și celelalte bunuri naționalizate, cai, căruțe, tractoare, etc. Vă întreabă cineva. Eu cred că atunci când s-a făcut această lege, 18, se a fi avut în vedere crearea posibilităților de recuperarea cailor, căruților și plugurilor după evidența CAP. A potcoavelor, domnul Cervin. Nu. Pentru că să știți că în 1903, când s-a luat aceste, în 1961, se muncea foarte mult. Și de unde se luau cai acum? Nu cai să le dea, pentru că m-am exprimat destul de clar. Să le dea în compensare anumite valori, pentru că nu se mai mergea să muncească cu cai acum. Domnul Păunescu. Stați să răspund și eu la asta, că e o problemă. Vă rog, bă, da, era o întrebare. Vedeți, noastră, toate lucrurile astea pe care noastră le considerați foarte ușor de făcut, și anume că se dă înapoi valoarea cailor și așa, astea s-au dat, domnul Cerveni, dar nu s-au dat acelorași. Deci, astea toate au asta devenit... Asta e mai grav. Păi vedeți, vedeți ce... E mai grav. Să vedeți ce dilemă apare. Păi, domnul Cerveni, cum s-au făcut toate averile comune din România? Blocurile. Da, domnul, aveți mai grav. Și ce facem? Cum scoatem cărămizile? Domnul, țăranii... Nu era soluția mai bună? Țăranii care au fost, care au venit la oraș, n-au stat în blocurile alea care spuneți că le-a făcut. Ei, n-au stat. Ei, cum, domnul? Păi, domnul, nu se poate, domnule, împarce totul, domnule. Nu... Ce e totul, domnule? Eu spun, uite, merg mai departe. Refac ce pot. Dar trebuie să refacem ce putem. Nu totul, să facem ce putem. Păi dacă cer toți țăranii, toate familiile care au dat caii, tata a dat caii să meargă război, da, calul. Nu vă luați, și noi am dat. Nu vă luați, și dacă eu mă duc acum nu vă luați după și cer calul. Nu vă luați după prietenii dumneavoastră din PD, că nu e pământ. Este o minciună. Avem pământ să dăm la toți țăranii în toată... Nu mă, eu că n-am prieteni în PD. A spus că îi susțineți pe ei. Păi nu că îi susțin. Cred că au mai multă dreptate decât PNSCD. Da. Nu atât ca să vă fie prieten. Nu, n-am. Bună seara. Alo? Da? Bună seara. Bună seara. Mă numesc Dan și sunt din București. Eu sunt de acord cu domnul Adrian Păunescu că în timpul comunismului au fost și niște realizări. Pentru că dacă nu ar fi fost așa, ar fi însemnat că suntem o turmă de oameni de nimic. S-a construit, s-a creat o cultură și, după părerea mea, oamenii de cultură au fost cei care au menținut spiritul românesc, au dat rezistență oamenilor în timp și România a existat prin cultură. Eu știu că o societate dispare când îi dispare cultură. Sunt de acord din acest punct de vedere. Dar nu când spune că sub Ceaușescu represaliile s-au estompat, pentru că eu sunt una dintre victimele acestor represalii din anul 82, sub Ceaușescu. Și mai concret, am căzut toate institutele de cercetare umanistă pradă unei înscenări, printre care central a fost Institutul de Psihologie cu Meteul. Atunci meditația toți, transcendentală, da. Așa. Atunci toți am fost judecați, am fost închiși într-o cameră, am fost anchetați pentru un fleac, absolut un fleac, și care era o scenare pentru că venise cu adresă de la CC să facem acest experiment de meditație transcendentală. Am înțeles, doamnă. Și după aceea noi am fost dați la munca de jos. Oameni cu doctorat, băgați în fabrică, urmăriți de securitate. Așa încât, cum s-a procedat cu noi, nu s-a procedat și cu alții.
Înseamnă că totuși represalii au existat. Încă o întrebare pentru domnul Cerveni. Este sau nu România o țară democrată la ora actuală? Da. Pentru că, după părerea mea, nu este. S-a declarat în principii că este, dar în metode nu. Vă mulțumim pentru întrebări, doamnă. Da. Să rămână. Domnul Păunescu. Doamnă, este foarte adevărat ce ați spus. Nu numai că aveți dreptate, dar în 1982 m-am bătut personal pentru Gheorghe Zamfir, pentru Marin Sorescu, pentru Nicolae Florei, pentru Ion Mânzatu și chiar pentru Andrei Pleșu. Am încercat atât cât n-a încercat nimeni să salvez ceea ce se putea salva de abuzul grosolan, de nemernicia cu care niște oameni au fost loviți pentru că participaseră la meditația transcendentală. Așa că sunt într-un tot de acord cu dumneavoastră, chiar înainte de a ști cazul dumneavoastră, pe care dați-mi voie să-l consider de asemenea parte din acel abuz. Asta însă nu înseamnă că lucrurile au fost toate ca și atitudinea față de meditația transcendentală. Vreau să vă fac precizarea că am cerut audiență la Nicolae Ceaușescu, am fost și în dosarul meu de securitate la un moment dat este vorba despre acest moment în care am promis și ulterior le-am confirmat lui Octavian Paler, lui Eugen Simion și lui Ion Băieșu că mă voi bate pentru Marin Sorescu pentru a nu fi dat afară de la revista Ramuri și n-a fost dat afară, pentru a nu fi dat afară din partid, că dacă îl dădeau afară din partid se întâmplau lucruri groaznice, și Virginia Sorescu, soția regretatului nostru mare coleg, marele scriitor, din păcate, care nu mai e pentru noi, Marin Sorescu, poate confirma că lucrurile pe care le spun sunt într-un tot adevărate. Sigur, n-am decât să regret că au existat asemenea lucruri urâte, dar nu pot să extrapolez la nivelul unei întregi societăți și la nivelul, așa cum a spus și noastră, unei întregi culturi care a existat și s-a manifestat cu putere în ciuda oricăror cenzuri. Este sau nu România o țară democrată, domnule Cerveni? Nu răspund cu da și nu. Vă rog. Noi avem libertatea să construim o societate democratică. Asta este punctul de plecare. Dar la ora actuală noi nu suntem un stat democratic, pentru că n-am fost în stare în 8 ani de zile să creăm instituțiile care garantează libertățile și drepturile omului. Noi nu avem instituții. Noi avem instituții ciuntite. Domnul Cerveni, vă amintesc o idee a dumneavoastră. Vă reamintesc pentru că e cazul să o băgăm în ecuația pe care o spuneți. Nu poate fi, nu poate exista democrație unde nu există proprietate. Vedeți? Păi corect. Dar hai atunci. Da. Păi da, nu, dar vreau să spun foarte mai departe. Corect. Nu, dar adică hai să ajutăm pe oameni. Da. Să-și obțină prin munca lor. N-am prin... creat instituțiile și în aceasta a intrat și proprietate, domnule. Păunesc. Când vorbesc de instituții, vorbesc de instituții care susțin democrația, care susțin cum să spun eu, o societate în care drepturile și libertățile fundamentale sunt la ele acasă. Dacă nu creăm instituții, o să orbecăim în forma asta în care suntem acum. Singurul stat din lume, și o spun fără teama de a greși, singurul mare stat din lume care a creat instituții pentru ca libertatea să fie la ea acasă, sunt Statele Unite ale Americii. Eu am rămas uluit. Nu credeam până am fost acolo ce au creat. Ei n-au, aproape n-au suficient, nu respiră libertatea pe care le-o acordă instituțiile. Instituțiile sunt formidabile. Ei, dacă noi o să creăm instituțiile alea, o să avem și noi un stat democratic în România. Da. Dar nu se pot construi aceste instituții fără a-i ajuta pe oameni se manifeste și în ceea ce știu ei mai bine, în profesiune. Să venim liberalii la putere, domnule. Lăsați-mă. Noi venim, domnul Păunescu, păi, noi dacă venim la putere, creăm instituțiile astea, domnule. Cu CDR-ul. Nu, domnule, cu CDR-ul. Ce păi n-ați avut miniștri, domnul. Lați-vă miniștri în guvernul Ciorbea. E adevărat. Eu vreau să vă spun că cea mai mare decepție a vieții mele nu este CPUN-ul. Că așa am crezut la un moment dat. CDR-ul. Vă spun clar și precis. Dacă vă spun n-am crezut că eu, Cerveni, în 1990, voi fi dat afară din CDR, o instituție pentru care am luptat cu toată ființa mea ca să realizeze și să fiu în ea.
N-am crezut lucrul ăsta. Adusese... Dar asta tot din cauza bolșevismului. Cu mine câteva articole. Din cauza bolșevismul. Bolșevismul, domne, rămășițele bolșevismului. Rămășițele. Hai, domne, că sunteți cam bancul ăla cu castravete. Da, rămășițele. Băi, da. Urșdilul tot la asta. Rămășițele bolșevismului ne domină societatea la ora actuală. Domne, liberalii sunt la putere. Nu sunt, domnule. Ei, nu sunt. Pentru că liberalii, vocea lor nu se aude la putere. Ce să face, domnule? Asta e. Dați-le vână. Nu, goarnă, nu vână. Bună seara! Bună seara, domnul Ducă! Vă ascultăm! Bună seara invitațiilor dumneavoastră! Mă numesc Gogu Elena și vă sunt din București. Întâmplarea face să mă fi născut într-o comună cu nume istoric, Baia, aproape de Fălticeni. Și vreau să pun și eu o întrebare în legătură cu retrocedarea pământurilor până la 50 de hectare. Vă rog, doamnă! O aritmetică simplă ne spune că dacă cei născuți în 50 s-ar fi căsătorit în 65, 50 de hectare s-ar fi împărțit. Să zic că erau doi copii în familie. Aceia ar fi avut alți descendenți, care știm că legea era de la 4 copii în sus, să zicem numai 3, ar fi ajuns să moștenească fiecare câte 8 hectare. Să zicem că mai avea și celălalt membru al familiei ceva, câte 10 hectare. Nu cumva se va ajunge la ceea ce s-a întâmplat la noi în comună, că prin retrocedarea unor 10 hectare s-a distrus un parc care era de o frumusețe extraordinară, unde domnul Răzvan Teodorescu știe că a făcut săpături istorice și chiar a făcut o emisiune. A primit fata moșierului respectiv, a vândut acel parc și s-a distrus, s-a tăiat. Eu vorbesc de un caz concret. Da. Deci fac parte din acea generație, cum spunea domnul Adrian Păunescu, care ne-am născut după 45, deci fiind născută în 1950, care nu am moștenit nimic, nu putem lăsa moștenire copiilor noștri nimic. Eu la vârsta aceasta nu am primit măcar o casă, deși am 30 de ani de muncă aproape, 29. Vă mulțumim pentru... Ce poate să spună domnul... Deci întrebarea o pun și pentru domnul Adrian Păunescu și pentru domnul Nicolae Cerveș. Da. Vă mulțumesc. Bună seara și noi vă mulțumim. Era un caz concret, practic, la... Viața e făcută din cazuri concrete de acest fel? Eu vreau să vă spun că, după câte știu eu, se reface proprietatea la situația din anii respectivi. Adică o familie primește 50 de hectare, putea să aibă 8 copii, tot 50 de hectare primește. Adică primește 50 de hectare pe care le vor împărți ca moștenitori ai lui Decuius, pe baza unor înțelegeri sau unui proces. Deci numai 50 să dau înapoi. Cât privește cazul concret al doamnei, ele se pot evita. Se pot evita pentru că nimeni nu te poate obliga pe tine să fii de acord ca să restitui un domeniu public, care a devenit un parc public, ca să spun așa, că poți să-i găsești, să-i dai 50 de hectare în altă parte. Asta e problema. Ultima întrebare pentru dumneavoastră. Și pe mine. Da, am crezut că ați răspuns Nu, m-a întrebat domnul Cervin. Vă rog. Eu sunt ascultător. Vă rog. Cu liberali. Vă rog, domnul Pănescu. Deci, domnule Cerveni, mi se pare că va trebui ca totuși să ne gândim la soluțiile prin care oamenii, cei mai mulți, sunt așa și n-au nici măcar acces la telefonul Antene 1, pentru că vorbesc din cine știe ce oraș, cu circuite proaste sau din cine știe ce sat în care n-au centrală automată, oamenii cei mai mulți sunt în situația asta, a femeii. N-avem statistic. Oamenii cei mai mulți sunt... Eu vă spun ceva, sunt de acord, de exemplu, ca pe locul pe care s-a făcut cartierul Victoria Socialismului, ulterior Victoria Socialismului împotriva României, astăzi Bulevardul Unirii, locurile de pe care s-au dărâmat case fără voia oamenilor să fie răscumpărate să fie plătite la nivelul la care merită oamenii aceia sau să li se dea locuri de case în cartiere unde să-și poată face ceea ce au avut case. Sunt de acord că tot ceea ce s-a făcut prin abuz împotriva voinței oamenilor și împotriva interesului obștesc să fie vindecat. Dar
Problema noastră cea mai importantă este să oferim o șansă generației care trăiește azi în România. De acord. Și această șansă nu se poate da numai în trecut. Dar nu spune numai lucrul ăsta. Eu cred, de exemplu, că distrugerea sau înstrăinarea avuției naționale, a fabricilor, a combinatelor petrochimice, a acestor combinate pentru creșterea animalelor, reprezintă acte tot atât de grave. Intrăm în alt domeniu, domnule. Păi nu intrăm în alt domeniu. Păi acolo își pot câștiga oamenii banii cu care să poată să-și cumpere o casă, să-și cumpere un teren. Intrăm într-un domeniu pe care nu putem să ne epuizăm, pentru că acolo se pune problema pierderilor și nu atâta căști pierderi, acolo da, se pierd miliarde. Domnul Cerci, nu vă las după vorbele nu, guvernului. Nu, păi de aia spun că... Păi dar când a fost emisiunea la Antena 1 și am venit și am demonstrat nu vreau să că în cele 17 întreprinderi sunt cel puțin 10. Nu vreau să intru... Îmi permite să termin fraza. Da. Cel puțin 10 care nu meritau să fie lichidate. Și s-a dovedit până acum pentru 7. Dar domnul Tucă, da, s-a dovedit că nu trebuiau lichidate. Mai mult decât atât, sunt dorite. Și mai mult decât atât, au fost lichidate pentru că erau dorite. Atunci, nu-mi dați voie să am autoritate morală de a propune ca lucrurile care se întâmplă după această lege a privatizării, care este o nenorocire, pentru că nu dă voie curții de conturi să controleze, pentru că nu obligă la un preț minim și alte anomalii, pentru că favorizează pe străini. Lucrurile acestea să fie stopate și să cerem președintelui Constantinescu, dacă ne aude, să se vadă încă o dată această lege, cum a dat înapoi legea cu privire la salariile demnitarilor. Nu ne aude, pentru că să nu mai sunteți partid parlamentar, iar eu sunt scos de... Auziți, domnul Cerveni. Domnule, așa ne scoate. Eu că sunt partid parlamentar sau nu, eu sunt Adrian Păunescu. Am înțeles. Acum și după căderea memoriei colective. Toată sinceritatea. Nu vă cheamă că nu sunteți partid parlamentar, nu vă ascultă, iar pe mine m-a scos din cărți. M-a dat afară. Cum a fost? 500 de miliarde de dolari, atâta s-a evaluat că ar fi ar fi avuția națională. Și va fi vândută cu 1,2 miliarde de dolari și ni se face și favorul. Promit că o să am o intervenție în legătură cu legea de ordonanța de urgență care a devenit lege, domnul Cerveni. Da, care deveni lege în legătură cu privatizarea. Ultima întrebare pe care vreau să o pun pentru dumneavoastră și domnul Păunescu și pentru dumneavoastră, domnul Cerveni. Poate să devină România o țară capitalistă, domnul Cerveni? Eu nu sunt de acord cu împărțirile astea, că ori înduirea sclavagistă, ori înduirea medievală. Eu v-am întrebat dacă România poate să devină sau nu o țară capitalistă. Da, bazată pe capital, pentru că capitalul e un factor de producție. Sigur că poate să devină. Atâta timp când ne întoarcem la definițiile firești. În ce stadiu se află România pe drumul ăsta spre capitalism acum? Da. În momentul în care într-o țară factorii de producție sunt cei normali, natura, munca și capitalul, se poate vorbi de un regim capitalist în România. În ce fază se află România sau în ce loc se află România pe drumul ăsta spre capitalism? Nici cum. Suntem într-o... La kilometru zero? Nu kilometru zero. Suntem într-o orbăcăială. Orbecăim într-un tuneric. Nu, eu n-am crezut că o să ajung după 8 ani de la Revoluție să constat că nu suntem în stare să facem ceva. Nu suntem. Da. Domnul Păunescu, unde se află România? Da, și eu cred că lucrurile stau, cum spune domnul Cerveni, suntem într-o confuzie. Eu cred că e o criză sistemică și că numai o combinație inteligentă de socialism și liberalism, de creștinism și spirit științific ne-ar putea conduce către o a treia cale, care nu e nici cea care a fost până în 1990, nici cea pe care ne aflăm acum. Polarizarea valorilor financiare și materiale la vârf, câteva zeci de mii de bogați și câteva milioane de nenorociți, nu poate reprezenta idealul unui popor care, e adevărat, are și mentalitatea pe care și-a creat-o ani și ani, și anume mentalitatea echității, uneori chiar a egalitarismului, și are și visul liberal al îmbogățimii. Rețin, domnul Păunescu, că a spus creștinism și spirit științific. E formula ideală.
l-ați confirmat că vreți sau nu vreți pe Andrei Maldro. Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Dacă nu mergem pe creștinism, pe religie, am terminat-o. Asta e spiritul științific și credința, religia. În 1970, în toamna lui 70 și iarna care a urmat, am făcut primul mare interviu din România cu Mircea Eliade la Chicago, cu ocazia invitării mele de către Universitatea din Iowa pentru un an academic în America, în Statele Unite. Și acolo i-am pus eu o întrebare lui Mircea Eliade legată chiar de ascendența științei în acest veac și de felul cum intrarea rachetelor în cer deranjează sau mărește misterul creației divine. Și el a răspuns extraordinar. Pentru toată viața mi-a rămas această formulă. Cu cât știința progresează, cu atât misterul divin e mai mare. Eu aș fi vrut, domnul Tucă, totuși, mi-amintesc că era un tânăr moderator de emisiune care ajunsese cel mai bun din România la un moment dat. Nu știu. Să dea Dumnezeu să țină, numai să dureze, cum zicea mama lui Napoleon, care își încheia emisiunile citind dintr-o revistă mică. Da, dar n-a mai apărut revistă. Nu-i nimic, apare o carte. Și eu v-aș propune să vă citesc din cartea Tragedia Națională un poem. Haideți, da? Să încheiem cu un poem. Da, să încheiem. Totul e să nu fie prea lung. Da, nu durează decât 40-50 de minute. Nu. E puțin, mă gândeam la o oră, oră și jumătate. Da. Dar de ce nu citiți? Există o poezie în cartea Revanșa cicatricilor cu acest titlu? Da. Dar până o găsesc e greu. Hai că avem pe cineva care a rămas pe fir și pe casă, nu luăm acest ultim telefon. Foarte bună seara! Bună seara! Haideți că ați avut noroc. Vă rog! Am emoții, domnul Sudă. Vă rog să nu le aveți. Cu domnul Cervei. Domnul Cervei, eu... Cum vă numiți? Nu-mi dau numele. Da, da. Așa, vă rog. Nu-mi dați numele, nu vă dați numele, dar spuneți-mi numele corect. Nu mă sunt Cervei, sunt Cerveni, domnul, de la Cervenia. Eu n-am fost la școală. Îmi pare rău. Asta este. Însă am fost o familie foarte bogată. Foarte bine, asta e un lucru bun. Așa, am acte pe mina de aur. Cum? Sunt singură, mi-a dat 10 hectare de pământ înapoi. Mi-a dat 10 hectare de pământ, trebuia să-mi dea 30, mi-a dat numai 10, că așa s-au dat în 90. Așa. Am făcut, mi-a plăcut munca. Am muncit, bunica așa mi-a spus să muncesc și am muncit și mi-am făcut casă. Mi-a demolat-o și mi-a dat... la casa naționalizată. Nu am știut. În sfârșit. Am 5 camere. Bun, care întrebarea? Care întrebarea este că am cumpărat un 73. Camera. Casa. Și acum mă ține pe drumul tribunalului de 4 ani de zile și sunt și bătrână. Da. Dacă... cu pământul mi l-a dat. N-am ce face cu el. Am hârtia. N-am ce face cu el. Mina de aur, iarăși, ce să fac cu ea? Mina de aur, nici nu mai aveți mina de aur? Stai să nu vă auzim? Mina de aur? Am actele toate, actele le am. Pe cine pot să întreb și eu? Poate să îi se dea mina de aur înapoi, domnule? Doamnă, dacă vreți, asta e o consultație juridică. Da. Oricâtă bunăvoință aș avea eu, biroul meu avocațial este pe Brezoianu 4143. Fiți convinsă că veți fi primită cu toată... disponibilitatea de a vă fi de folos. Poftiți? Sunt singură și mi-e frică și nu știu nici carte. Păi ce să fac, doamnă? Nu, la dumneavoastră vreau să ajung. Păi puteți ajunge, dacă ajungeți la mine nu vă fie frică că nu vreau niciun ban. A, nu la dumneavoastră. Da, la cine? Vreau să spun că sunt în casă naționalizată și am cumpărat în 73 și acum am... Doamnă, nu e o consultație juridică pe care nu vă pot da, trebuie să-mi aduceți documente. Toate să actele, da. Da. Deci bun. La dumneavoastră, da? Da, treceți pe la mine. Vă mulțumim, să ne dă și nouă în comision. Pe ce crezi, dumneavoastră? Eu iau banii astea, nu sunt procese aiurea, le fac degeaba, pe gratis. De ce? Le fac, de obicei vin oameni amăriți, oameni fără bani, fără nu știu, și le fac pe gratis. Bun, vă mulțumim pentru telefon, bună seara. Haideți să încheiem cu acest poem al lui Adrian Păunescu. E un poem din Cartea Tragedia Națională, un poem care... a fost trimis de 3 ori la emisiune în discuțiile care au avut loc cu privire la ortodoxie. E poemul... discuții la care a fost prezent și domnul Cervin. Spre cinstea dumnealui. Da.
și spre satisfacția mea. În veci ortodoxi. De mic sunt ortodox, ca toți ai mei. Aceasta e credința mea creștină. Am învățat cu tălpile să calc și am aflat că mâna se închină. Atunci am înțeles că sunt dator să nu cedez cumva vreunei noxe, ci să rămân cu neamul meu cu tot fidel pe veci credinței ortodoxe. Ai mei puteau muri și n-ar fi dat credința lor pe niciun fel de bunuri, nici dacă ar fi fost crucificați, nici dacă s-ar fi tras în ei cu tunuri. În anii dogmei mi-am păstrat și eu în fiece istorică furtună credința în Dumnezeu cum li s-a dat prin toți ai mei biserica străbună. Și m-am opus căderii neant și celor care dărâmau altare și clopote în Ardeal am construit și calendare pentru fiecare. Și Noul Testament de la Belgrad eu l-am crezut aducător de leacuri și m-am zbătut ca să apară iar la Alba după aproape 4 veacuri. Și am fost convins că niciun leninism, credința ortodoxă nu ajută, ci dimpotrivă ateismul crunt ar vrea să o transforme în surdomută. Dar dintr-o dată ce mi-a dat să simt, a început la București să crească un demonism bogat și indecent ce amenință credința strămoșească. Nevolnicii lovesc pe ortodoxi, îi tot mânjesc și îi culpabilizează, îi fac răspunzător de bolșevism, îi umplu de lehamite și groază. E clipa când mă simt dator să spun că nu ne poate frânge vijelia, că nu sunt bunuri pe acest pământ ca să ne cumpere ortodoxia. Noi nu putem să devenim mormoni sau altceva conform unei rețete. Noi suntem ortodoxi definitiv, oricât ar vrea cu droguri să ne îmbete. Eu n-am crezut că într-o zi să aud această fără de lege epocală, ortodoxia naște comunism, deci să fugim de ea ca de o boală. Dar nu există în lume avantaj cu care ar putea să ne îmbie catolici, evanghelici, protestanți, să ne retragem din ortodoxie. Precum nici noi pe nimeni nu silim să fie ortodox când nu o simte, noi suntem pe vecii ortodoxi cu leagăne, cu vieți și cu morminte, că nu ne poate nimeni mitui să o părăsim pe mama în etate din tragicul motiv că pe pământ există alte mame mai bogate, ci noi cu toate acestea, chiar acum, când ni credința lăsă și în pericol, îi salutăm pe ceilalți frați creștini, că harul de a iubi nu e ridicol și iubim pe toți acești creștini ce, dincolo de orice paradoxe, la rândul lor respectă și iubesc pe credincioșii turle ortodoxe. Dar vai, se întâmplă zilnic un complot, o comedie pare tragedia, e în pericol cultul ortodox, se deromânizează România. Fi Doamne lângă noi măcar acum, când sumbre acuzații se adună, ia în mână crucea noastră de la est, ai grijă de biserica străbună și dă-ne dreptul de a ne apăra, chiar dacă de la frația sediu vine, permite-ne să fim în veci creștini, ca ortodoxi, urmându-te pe tine. Vă mulțumesc, domnule Păunescu, vă mulțumesc, domnilor, pentru participarea la emisiune, care a fost prezent, ați văzut și prin ediții speciale la sfârșitul săptămânii. Foarte mulți au sunat în ziua de vineri și au întrebat de ce n-a fost în ziua de vineri. Suntem și noi oameni și nu putem zi de zi până spre dimineață să rezistăm omenește vorbind. Însă, Milionari la miezul nopții este o emisiune pentru dumneavoastră și va fi o emisiune de pentru dumneavoastră și de aici înainte. Este o emisiune care cred eu că de fiecare dată a încercat să vină în casa dumneavoastră, să treacă dincolo de acest sticlă care spunem că ne desparte, dar de fapt nu ne-a despărțit niciodată. Bună dimineața și să ne vedem cu bine!